Zicem tot Tatăl nostru, da? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Al preasfințite Stăpâne, binecuvântat. În noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Stimați invitați, dragi studenți, iată-ne în pragul conferinței naționale Controversa Pascaliei în România interbelică, sigur un subiect care așează cercetătorii, conferențialii de astăzi într-o postură dilematică și tocmai de aceea am considerat necesar să spunem încă de la început câteva lucruri. În primul rând, demersul nostru de cercetare se revendică de la prezumția nepătrunirii, dezimplicării. Acesta a fost firul roșu al cercetării noastre. Preeminența onestității intelectuale, a responsabilității intelectuale, acestea ne sunt principiile fundamentale și ne vom situa permanent în cercetare, nu în polemica actuală pe care acest subiect a generat-o în peisajul cultural al contemporaneității noastre. Deschiderea o va face părintele decan, părintele Bogdan Moise, care va sublinia câteva aspecte legate de tema propusă prin conferința noastră. Să-l ascultăm! Înaltele Sfinția voastră, doamnă profesor organizator, dragi invitați, colegi și studenți. În primul rând, Hristos a înălțat și bine ați venit la conferința noastră națională pe tema Pascaliei și a disputei acesteia din perioada interbelică. În primul rând, vreau să vă spun că acest eveniment științific este cel de-al șaselea din anul acesta universitar al facultății noastre de teologie și aș spune că este, n-aș zice că este ultimul, să zicem că este ultimul al lunii mai, pentru că suntem pe 31 și vine așa ca un fel de încoronare pentru față de toate celelalte evenimente care s-au desfășurat până acum, prin stăduința și cu priceperea colegilor mei, între care și doamna profesor Carmen Ciorne, și bineînțeles sub patronajul și cu autoritatea și cu binecuvântarea înaltea Sfântului Părinte Teodosie. Trebuie să știți că toate temele noastre pe care le dezbatem în simpozioane, în conferințe naționale, internaționale, la nivel de facultate, la nivel de școală națională, trec întâi prin filtrul înaltea Sfinției sale, în sensul că propunem tema, înaltă Sfinția sa își dă acordul sau ne corectează acolo unde este cazul și, bineînțeles, în cunoștințat fiind de desfășurarea acestor evenimente, vine în final, cum este și astăzi, și participă, ne binecuvintează și are intervențiile cele mai autorizate, pentru că temele noastre sunt teme teologice și dacă în teme teologice nu un ierarh trebuie să spună ultimul cuvânt, atunci am fi cumva pe din afara lucrurilor și poate de multe ori ne-am înșelat în cele ce afirmăm sau susținem la asemenea conferință. În privința temei de astăzi, controversa Pascaliei în România
Dumneavoastră știți că tema aceasta nu putea să fie conectată decât la nimic altceva decât la ultimele discuții care au existat în spațiul nostru cultural românesc, referitor la sărbătorirea Învierii Domnului odată cu celelalte confesiuni. Propuneri și discuții n-au fost dezbateri așa ample pe această temă. Lucrurile au rămas așa cum le știm din presa noastră românească și din cele ce am mai auzit, însă cum vă voi spune la urmă, veți vedea cum se vor preciza sau cum se vor statornici cele ce trebuie spuse despre o astfel de temă delicată. În câteva cuvinte, doar așa, despre data Paștelui, cred că fiecare știți câte ceva, însă îmi aduc aminte și pentru că nu, eu nu susțin aici o conferință de specialitate pe temă, ci doar câteva păreri și puncte de vedere personale, îmi aduc aminte cum în copilăria mea undeva în Munții Buzăului, an de an, petreceam Învierea Domnului și perioada pascală cu cele mai mari emoții de care era capabil sufletul meu de copil de atunci. Și nu numai eu trăiam cu emoție această perioadă, ci toți credincioșii care populau satele acelea aruncate printre pădurile buzoiene și care veneau cu mic, cu mare, la Sfânta Biserică, uneori fără curent electric sau de cele mai multe ori fără curent electric, la lumina unei lumânări, pentru a se împărtăși din lumina cea nestinsă a Învierii Domnului. Și vreau să vă spun că atunci, la orice an aș fi avut, și la 7 și la 8 ani, și când m-am făcut mai mărișor, 10-11 ani, chiar și după ce am intrat la seminar și vedeam și petreceam Paștele acasă, niciodată, nimeni, sau nu am auzit pe cineva, la acel nivel al satului românesc, vorbind de ce este Paștele duminica aceasta și nu este în altă duminică, vorbind despre data Paștelui, de ce nu facem Paștele la o altă cu catolicii, nu se punea deloc această problemă. Și pe nimeni nu interesa. Și chiar cred că nu făcea obiectul vreunui interes altcuiva acolo. Oamenii erau bucuroși să-și trăiască în liniște sărbătorile Sfintei Învieri, să se închine și să își dorească sănătate și bună stare în viața lor și să se roage pentru cei trecuți la veșnice din familiile lor. Totul în cuvințenie, în duhul tradiției și în credința pe care din afară mulți o vedeau simplă sau simplistă, însă care era și este foarte, foarte puternică și autentică. Ei bine, dată fiind evoluția civilizației și a omenirii și în vremea noastră, când știrile circulă atât de repede, iar informația este la îndemâna tuturor, era, cred că, inevitabil ca cel care încurcă drumurile și ițele să nu-și bage coada și aici, pentru că atunci nu reușea, de data aceasta a reușit și a pus pe tapet această problemă a sărbătoririi Paștilor într-un anumit fel. Și s-a plecat de la un argument, așa zis argument, sau de la o idee, de la o prezumție, cum că, anume, calendarul nu este dogma. Dumneavoastră care sunteți teologi sau studenți teologi și a studiat teologia până acum și ați învățat dogmatică, știți că acolo se pune problema existenței, dogmelor, a adevărurilor de credință, a teologumenelor și a părerilor sau opiniilor teologice. Vă amintiți de acolo cum dogma este un adevăr de credință structurat, formal, și care este absolut necesar pentru mântuire și care este neschimbabilă. Adevărul de credință, la fel, izvorăște din revelația dumnezeiască. Și, dar nu este structurat normal. O teologumenă este o exprimare a unui adevăr de credință, dar care provine din învățătura Sfinților Părinți. Iar părerea teologică este ceva care are voie să existe, tocmai datorită libertății care s-a acordat teologilor, pentru ce?
pentru ca cercetarea și cunoașterea în domeniul culinar să poată merge mai departe, dar niciodată să contravină revelației dumnezeiești. Gândindu-ne unde am putea să încadrăm calendarul între toate acestea, vom vedea că nu prea îi găsim locul. Și că, într-adevăr, cei care afirmă că nu este dogmă calendarul, ar putea avea dreptate. Însă vreau să vă supun să atenției, să observați lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și veți vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Uitați-vă la mine sau la un alt preasfințitu sau la cei care mai suntem îmbrăcați în haină preoțească aici. Dacă eu aș nesocoti haina care este pe mine, reverenda, și crucea pe care o port la gât, ca însemne preoțește, nu să le nesocotesc în sensul să le desfințez, să le modific cumva, sau să nu le acord cinstea deosebită, aceste haine care sunt socotite chiar mai presus decât îmbrăcămintea împărătească sau regească, sunteți de acord cu mine că m-aș situa pe o poziție absolut greșită. Aș separa cumva însemnătatea acestor lucruri atât de importante de fundamentul de credință al bisericii exprimat prin dogme și prin adevărul de credință. De aceea este nepotrivit să separăm lucrurile în așa fel încât, s-a spus de multe ori, că între canoanele bisericești există canoane dogmatice și canoane administrative. Cât este nepotrivit ca să separăm ceea ce este dogmatic de ceea ce este administrativ, atâta timp cât viața și experiența bisericii apostolice a lui Hristos se bazează, la urma urmei, pe adevărul de credință și pe dogme. Totul izvorește de acolo. Și o să vă dau un exemplu. Gândiți-vă ce spuneau iconoclaștii despre icoane, că ar fi doar bucăți de lemn și culorile pe care sunt așternute pe acea bucată de lemn nu ar însemna nimic. Ei bine, noi știm că în momentul când acea bucată de lemn, de orice lemn, cel mai ieftin lemn, este pictată și este sfințită, ea nu mai este o simplă bucată de lemn. Devine locul unei prezențe halice. Este cu totul și totul altceva. Dacă acea bucată de lemn dinainte o puteam arde, o icoană, dacă nu-ți vine să arzi, chiar dacă ești necredincios. Mai bine o duci undeva sau o pui la un loc unde nu te mai interesează, ca necredincios, dar nu o faci pe foc. Asta înseamnă că ea reprezintă într-adevăr ceva. La fel este cu calendarul. Ce aici vreau să vă spun. Dacă un calendar în care sunt trecute zilele, săptămâni, lunile, cu denumirile lor populare, cu fazele lunii și fazele solare, echinocțiul și așa mai departe, acela, da, este un calendar fără nicio legătură cu credința ortodoxă, nicio legătură cu dogmele noastre ortodoxe. Însă, în momentul în care acest calendar îl populăm cu sărbătorile noastre, care sunt atât de însemnate și care sunt încărcate de atâtea semnificații, cu sfinții de mai de mult sau mai recenți față de care avem atâta evlavie și pe care îi socotim modele ale vieților noastre, putem să mai spunem noi că acest calendar nu are legătură cu viața bisericii, cu dogmele, cu adevărurile de credință, nici de cum. Și dacă nu pot fi schimbate lucruri în biserică, pentru că noi trebuie să respectăm tradiția, de multe ori s-ar discutat, de exemplu, despre simplificarea slujbelor sau despre simplificarea veșmintelor preoțești, care sunt uneori prea încărcate. Și nu s-a făcut nimic și nici nu se va face nimic. Pentru că de asta biserica este o instituție atât de perpetuă și atât de stabilă de două milenii față de gândiți-vă la orice altă instituție de pe acest pământ făcută de om. Tocmai pentru păstrarea tradiției neștirbită din care face parte și calendarul. A schimba ceva la calendar, până la urmă, nu stă în putința cuiva. Și așa, mi-aduc aminte și am făcut legătura cu o situație, nu o schimbă, doamna profesor, să mă ajutați, e o schiță pe care am citit-o în urmă cu 30 ceva de ani. Nu mai amintesc de cine era scrisă. Agărbicianul sau Gala Galantioni, stilul lor, sau chiar Slavici. Nu mai amintesc, am căutat-o și n-am găsit-o azi dimineață, cum am uitat. Dar spunea cam așa, era vorba de un boier
care la sfârșitul vieții lui devenise foarte evlavios, foarte religios și și-a pus în gând și în dorință să moară neapărat în ziua de Paște. De ce? Știa el că atunci în ziua de Paște porțile raiului sunt deschise și va avea asigurată mântuirea, chiar dacă era bogat și nu călcase chiar atât de des pragul bisericii în viața lui și nu făcuse chiar ce trebuia din acest punct de vedere. Și în fiecare an, neștiribit, o știți? Super. În fiecare an, în săptămâna patimilor, se întindea par, chema neamurile și pe copii, eu mor, în noaptea de Paște mor, își punea lumânare între degete, candelă la cap, chema pe părintele să spovedească în părtășea și începea să tragă să moară. Venea ziua Vierii, noaptea Vierii, trecea și ziua Vierii, nu murea, că nu era de moarte. Nu murea și atunci începea să-și revină ușor, ușor. A doua zi începea să mănânce, cerea și un ou roșu și puțin miel și un pahar de vin, până la sfârșitul săptămânii luminate, era în picioare și tot anul sănătos și bucuros și vesel. Venea Paștele următor, în săptămâna patilor, aceeași poveste. Se întindea, iar că trăgea să moară, chema copiii, la un moment dat, erau exasperați. Avea o vârstă, bătrânul, boier. Și avere considerabilă. Așteptau și ei să devină stăpânii averii aceleia. Și nu se mai petrecea ceea ce trebuia să se întâmple odată. Și le-a venit o idee, la un Paște, tot așa, boierul s-a întins să treacă să moară, a trecut ziua Paștelui, după vreo două zile a început să-și revină, să ceară de mâncare și le-a venit o idee. Uite, tată, am fost anunțat de la mitropolie, anul acesta, ziua Paștelui, a fost greșită. Și Paștele n-a fost duminica trecută, ci Paștele este duminica viitoare. Boierul când a auzit, imediat s-a întins la loc în pat și dată fiind și agonia de din săptămâna trecută, a reușit să moară cam de duminica Tomii spre ușurarea copiilor lui, dar și spre mulțumirea lui care a trecut dincolo cu gândul că găsește porțile raiului deschise. Iată un exemplu de nepotrivire a datei Paștelor din literatura noastră. Nu știu de cine este, dar oricum cine a scris-o foarte frumos și cunoaște stilul de scriitorilor respectiv, mari scriitori români. În final, aș vrea doar atât să mai puntez că ceea ce se petrece aici este un eveniment cu adevărat deosebit, care se bazează pe cercetare, doamna profesor mi-a spus că de două luni scoate documente din arhive și din ziare și le alcătuiește și le potrivește, ca urma și un volum, dintre ajuns considerabil pe această temă. Însă dacă noi aici purtăm niște discuții, cercetăm, vorbim, spunem, aflăm, este foarte frumos să aflăm și să cunoaștem, repet, ceea ce spuneam la un moment dat mai înainte, nu este dat nouă a hotărât ceva în privința aceasta, ci există foruri superioare îndriptuite sau îndreptățite ca să ia hotărâri din acest punct de vedere, chiar dacă este sau dacă nu este calendarul o problemă dogmatică sau în legătură cu dogmatica ortodoxă. Așa că, în mod sigur, când se va fi să se ia o hotărâre în vreo privință, în orice privință, privința care, așa cum Sfântul Sinod are capacitatea aceasta de a așeza sfinți în calendar, sunt sigur că se poate exprima în legătură cu orice dată de acolo și a face precizările necesare pentru noi, cei care așteptăm îndrumări din partea Sfântului Sinod. Și ca să știți ce înseamnă autoritatea Sfântului Sinod sau a unui ierarh în privința problemelor de credință sau chiar și a problemelor practice, cum este calendarul, vă dau un exemplu, n-ar prețuia să dau un exemplu din perioada mea anterioară, când slujeam ca diacon și secretar eparhial la Buzău, sub mantia vrednicului de pomenire înalt preasfințitului Părinte Epifani, trecut la Domnul în urmă cu mulți ani. Și mi-aduc aminte că am constatat o hotărâre de a înalt preasfinției sale la un moment dat, care m-a pus în dilemă, nu știam ce să cred. Era postul mare, iar în timpul săptămânii, știți că de luni până vineri, se săvârșește liturghia darurilor mai înainte sfințit. Înalt preasfințitul avea la practică mai mulți preoți tineri, făcuți preoți de curând, chirotăniți de curând, pe care intenționa să-i trimită, începând cu sâmbăta lui Lazar, la parohiile care așteptau preot de multă vreme, undeva, prin Coclauz, și care nu mai avuseseră preot de mult, și care erau pândite de sectanți, ca să vină să-i acapareze și să-i treacă la alte
la secte neoprotestante. Știa lucrul acesta. Și atunci a dispus ca în aceste zile de lungi până vine, în timpul săptămânii, săptămânilor din postul mare, când se face numai liturghia darurilor permanente sfințite, este pecetuit și scris în tipicul ăsta, să se facă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cu pogorământ. De ce? Ca să învețe noi hirotoniți foarte bine cum se face această Sfântă Liturghie, pe care urmau să o facă începând din Duminica, Duminica Florilor, în parohiile unde erau trimiși. Urmând ca după aceea să întoarcă să-și completeze practica. Dar pentru ca perioada pascală să nu fie lipsită de preot în acele sate. Și l-am întrebat. Dar cum faceți? Că ați călcat totuși un regulament, o legitate care este scrisă în cărțile de liturgie. Și mi-a spus, ține minte, din interese misionare, cel mai mare poate să modifice aceste lucruri. Deci, din interese misionare, în al vrea Sfințitul poate să, care este un păstrător unic al tradiției creștine ortodoxe și al practicii cultice și a tot ceea ce înseamnă viață și experiență bisericească, în al vrea Sfințitul poate să suspende acolo unde găsește că este de cuvință, din interese misionare, pe care nu este cazul să le știm noi. Nu mi-aș permite. Sunt sigur că nu v-ați permite. Dar acolo unde veți vedea că se petrec astfel de lucruri, în mod sigur există discuții în cadrul forurilor respective, cum ar fi în cadrul Sfântului Sinod, și în cazul nostru lucrurile vor fi prezentate din nu din miezul problemei, ci din afară, cum s-a văzut și cum a fost percepută de contemporanii vremii aceleia. Nimeni nu știe, ce zic, discuția a fost în Sfântul Sinod și ce hotărâri sau cum s-au luat hotărârile acolo. În orice caz, evenimentul de astăzi este un nou prilej de a ne îmbogăți cunoașterea, iată, astăzi și despre Pascalia din România interbelică. Eu vă mulțumesc că v-am ascultat și doresc succes în continuare. Mulțumim, Părinte Libertate, însuțitorul învățat pe care mi l-a transmis. Spuneam că cercetarea fascinantului, pedantului, deopotrivă controversatului de peisaj publicistic interbelic, așează cercetătorul într-o situație dilematică. De ce aceasta? Păi vedem că recepția interbelicului românesc, peisajului publicistic românesc, mai ales problematicii acestea, controversa Pascaliei, strânește încă pasiuni polemici acide, derapaje în subiectivitate și pe această temă permiteți să apreciez în superficialitate. Cum de domnul rector universitar dr. Ionuț Butoi se află astăzi alături de noi, am să vă spun că intersectarea drumurilor noastre s-a produs pe tărâmul cercetării aceasta, deoarece domnul Ionuț Butoi este un cercetător asidu, deosebit de serios în ceea ce privește personalitatea lui Mircea Vulcănescu. Teza domniei sale de doctorat, Mircea Vulcănescu, o istorie a României interbelice, a fost receptată de foruri superioare, premiată și volumele care au urmat la fel de anvergură, citate de profesori din universitățile de peste granițe și așa mai departe. Mircea Vulcănescu, cum bine știți, da, de la conferințele pe care le-am ținut anterior, era prietenul foarte apropiat al lui Sandu Tudor. Sandu Tudor, putem să vorbim chiar de o prietenie analogică dintre Mircea Vulcănescu, pilduitoare, categoric, dar dintre aceste monumentale personalități. Cumva această întâlnire era inevitabilă. Îi mulțumim că a dat curs invitației noastre, că și-a asumat acest curaj, da? Că la fel, așa cum sunt convinsă că veți vedea, s-a așezat sub semnul responsabilității și onestității intelectuale în parcurgerea acestui demers de cercetare privind Pascalia românească,
și Mircea Vulcănescu și Sandu Tudor, că de asta și suntem astăzi în fața dumneavoastră, au fost implicați în campania pe care a inițiat-o Nae Ionescu în cuvântul pe această temă a schimbării de, sărbătoririi prăznuirii Sfintelor Paști. Prin urmare, din aceste direcții ne-am intersectat, chiar dacă fiecare dintre noi eu focalizam, sigur, din perspectiva lui Sandu Tudor, domnul Butoi, din perspectiva lui Mircea Vulcănescu, de această dată am lărgit sfera cercetării, ne-am oprit asupra a două mari publicații ale Vâlnii, este vorba despre curentul și cuvântul, curentul pantrișecal, cuvântul lui Nae Ionescu. Evident că proiectul acesta, cunoașterea a ceea ce s-a întâmplat în interbelicul românesc, legat de controversa schimbării Pascaliei, se reduce la doar aceste două publicații. Dar, din lipsă de timp, și vă mărturisesc că, da, așa este, două luni în care am stat de luni până joi, de luni până miercuri, de la 8 până la 8 se închide Biblioteca Academie, am strâns materiale, articolele care au apărut, așa cum a spus, în cele două publicații de notorietate, de largă recetare, să știți. Se vindeau și curentul chiar avea un tiraj și mai mare decât cuvântul lui Nae Ionescu. Prin urmare, impactul pe care îl aveau informațiile difuzate prin aceste două organe de presă era unul puternic, de anvergură. Este un proiect, așa cum am spus, care necesită timp. Sperăm pe viitor el să se continue și să fie interpretat tot din această perspectivă a onestității și responsabilității intelectuale. O să vă spun de la început ce nu o să facem în demersul nostru de cercetare. Nu o să operăm intenții de judecată. Nu o să aducem argumente care să se vrească vreunor idiosincrazii identitare sau confesionale. Suntem interesați, așa cum am spus, să ne situăm în cercetare, să cunoaștem, să reușim să găsim răspunsurile la acele întrebări care să ne ferească de interpretarea superficială, subiectivă, care să ne țină departe de derapajele care au prin contemporaneitate suntem la curent cu aceste polemici acide și mai grav, pe termen lung se pot produce și efecte care au avut loc în interbelicul românesc, schisme. Să lăsăm pe domnul lector universitar, doctor din Universitatea din București, Ionuț Butoi, să-și prezinte prelegerea. Vă invităm! Invitația de a colabora la acest proiect de cercetare, proiectul dumneavoastră n-aș fi reușit să mă apropii de România asta. M-am întâlnit într-adevăr cu subiectul acum mai mulți ani, în timp ce pregăteam cea de lucrare de Mircea Vulcănescu, în contextul Școlii Sociologice de la București, și să vedem și ce care este acest lucru. Și m-am mirat foarte mult ignorarea ei, absența ei totală. Și aș vrea să felicit Facultatea de Teologie de aici, pentru că deschide această dezbatere. Pentru ea am lipsit până acum și mă a fost surprins să văd că lipsește și din mediile teologice. Prin urmare, consider că aici este abia o deschidere a subiectului și nu atât răspunsuri am venit să văd, cât mai degrabă să ridicăm o serie de întrebări și să arătăm anumite contexte care au generat o polemică în perioada interbelică și o să vedeți că aparent
lucrurile stau într-un fel opus, în întregul, față de contextul actual. Astăzi, inițiativa cumva pe din partea celor care se consideră intelectual laici, angajați în biserică, și rezistența a pornit cumva despre mediile bisericești. În interpelit a fost invers. Inițiativa a pornit într-un fel dintre mediile bisericești și cei care și-au asumat o statură publică de intelectual creștin s-au opus. Dar deosebirea este de aparență. Chestiunea de fond este identică și o să vedem pe parcurs de ce aici există o anumită continuitate. Aș mai vrea să subliniez că subiectul într-adevăr este complicat și este complicat pentru toți. De aceea eu trebuie abordat cu această detașare a cercetătorului, fără să împart lumea în bun și răi, fără să delimitez așa cum ca autori care sunt foarte popularizați astăzi și care își aduc propria lor perspectiva asupra istoriei Bisericii Ortodoxe Române, în contraparlamentitate, vor să procedăm. Există această tendință de a spune trebuie să delimităm după tabele și să spunem care au fost de partea bună a istoriei, care au fost de partea rea. Nu asta trebuie să facă un cercetător, ci nu asta trebuie să facă un istoric. Un istoric trebuie să înțeleagă trecutul și trebuie să înțeleagă și pe cei care s-au aflat ca actor, ca subiect a istoriei, în acel punct. Așadar, aș propune să începem. Vom trece în revistă, prima oară am să explic propria mea perspectivă. Am să arăt cine a mai atins acest subiect al schimbării datei Paștelui în perioada interbelică și a consecințelor acestei schimbări. Și după aceea o să prezentăm contextul și detaliile campaniei de presă, că a fost o adevărată campanie de presă, dusă de cele două cotidiene destul de influente în perioadă, Cuvântul și Curentul. Prin cei doi lideri de opinie, să spun, care s-au provocat atunci, Mare Ionescu și Victor Traian. În ceea ce privește premisele, ideea este cum am putea noi să ne apropiem de o istorie încărcată, fără prejudecățile prezentului și fără mitele prezentului. În primul rând, propunerea mea este să mergem dincolo de ceea ce am numit excepționalism bipolar. Există această tendință în cercetarea contemporană de a te raporta la România interbelică, fie extrem de encomiastic, de parcă totul a fost bine, de parcă totul a fost foarte frumos, am dat numai elite, am dat numai patrioți și am creat cultură și era România mare, nu așa. Asta este un stereotip mai degrabă pozitiv și de partea cealaltă, excepționalismul negativ. România Mare a fost un experiment mai degrabă colonialist. România Mare a fost o creație a unor intelectuali mai degrabă fasciști și a unor politicieni mai degrabă fasciști. Și totul s-a terminat în dezastru de la al doilea război mondial. Sunt cele două reprezentări bipolare. Fie excepțional de bine, fie excepțional de rău. Noi ne propunem să mergem dincolo de aceste stereotipuri și să încercăm să înțelegem România Mare așa cum a fost ea atunci, atât cât s-au început acele elite politice, intelectuale, acei oameni care au trăit acea istorie, să o facă. Și ca premisă, istoria interbelică este mult mai încurcată, fragmentată, decât există această tendință de a crea o continuitate. Un lucru pe care l-am remarcat tot cercetând istoria asociațiilor studențești creștini, apropiindu-ne de personalități ca Mare Ionescu, Victor Traian și alții ca ei, am remarcat că diferențele de la an la an între contextele în care ei activau, între judecățile de valoare, între grupurile cu care se aliau, diferă foarte mult. Mare Ionescu al anilor 20 este foarte diferit față de Mare Ionescu al anilor 30, poate că era același om. Contează foarte mult să fii și să păstrezi nuanțele atunci când privești la istoria interbelică. Și o ultimă chestiune pe care o spun acum la început, această istorie trebuie să fie făcută și cu o anumită sensibilitate antropologică.
Părintele Decan spune aici că există aceste însemne. Haina prorocească este un însemn, este un simbol. Dar atunci este și timpul. Nu există un timp, obiectiv neutru, pur și simplu. Există registre temporale. De aceea, a reduce timpul la o chestiune strict de convenție sau strict de măsurare științifică, un antropolog ar trebui asta drept o eroare. Pentru că registrele temporale ale modernității sunt doar registre printre altele. Spre exemplu, dacă lumea știe ce este acela, un ceasul. Ceasul nu era vorba doar despre faptul că sunt niște rugăciuni acolo, era și o măsurare a unui timp. Acela este timpul premodern. Așa era ceasul a 2-lea ceasul al 3-lea ceasul al 6-lea ceasul al 9-lea, era ceasul bizantin. Așa se măsura timpul atunci. Modernitatea a venit cu un alt tip de măsurare a timpului și cu un alt tip de valoare acordată timpului. Așadar, niciodată vorbesc din punct de vedere strict antropologic, nu vorbesc din punct de vedere teologic, calendarul sau timpul nu este ceva strict convențional, care să se rezume doar la niște măsurători. Este o valoare culturală. Într-un timp, într-un fel trăiește timpul cineva din societățile nordice. Altfel trăiește timpul cineva din societățile meridionale sau orientale. Se trăiește și se simte diferit. Și este foarte important să avem această sensibilitate antropologică ce a lipsit de multe ori în perioada interbelică. Și un intelectual din perioada interbelică, Vasile Băncilă, ce s-a pronunțat asupra reformei calendarului din 1924, deci înainte de această controversă pe care ne ocupăm noi, care a avut loc între 1928 și 1929, spunea că principala eroare pe care au făcut-o elitele atunci când au schimbat calendarul a fost că nu au luat în seamă viața psihologică a poporului, a poporului de jos. Pentru că pentru poporul simplu, timpul nu era doar o convenție, spune el. Ea zice că nici Vasile Băncilă nu este complet în critica pe care o aduce, pentru că nici elitele nu sunt scutite de a percepe timpul într-un sens cultural. Există o cultură a elitelor și există o cultură a poporului. Pretinde că tu te poți situa într-o dimensiune total neutră și obiectivă, care să le domine pe toate celelalte, este o pretenție modernă, dar care în perioada noastră, când ne-am vindecat de multe din iluziile modernității și ale pozitivismului, nu prea mai este, aș zice, chiar de înțeles. Hai să ne zicem. Bun. În ceea ce privește cadrul istoriografic, așa cum spuneam, acest eveniment al schimbării datului Paștelor din 28-28 este în mare parte ignorat. Și am găsit foarte puțină literatură de specialitate pe această temă. Există, în schimb, o atenție din ce în ce mai mare, mai ales recent, în ultimii ani, față de una din consecințele schimbării nu la pascalie din interperii, ci a calendarului cu totul din perioada interperică, anume mișcarea celor care au fost denumiți stiliști. Există cercetări care menționează problema stilistă din perioada interverită, deci de la începutul vieții. Și există, de asemenea, cercetări care sunt făcute numai pe acest subiect. Acum, problema cu aceste tipuri de cercetări este că la rândul lor ignoră momentul pascalii, deși s-ar putea ca acel moment, este una din presupozițiile, ipotezele de lucru cu care facem acest proiect, a pus gaz pe foc. În momentul pascalii din 28 și 29 a pus gaz pe foc pe o problemă de genul de cercetări, pe care respingeau calendarul solar. În ceea ce privește istoriografia, parțial este vorba despre autor străin, Oliver James Chick, un este de autor, Roland Clark, un autor mai puțin cunoscut, dar care s-a ocupat de istoria bisericii, din perioada interventă și din modernitate. Am remarcat aici că ei consideră scriptul o mișcare cronească de rezistență, o reacție de rezistență sau chiar o mișcare țărănească de rezistență. Aici e o problemă pentru că a spune că a fost o mișcare țărănească e cam mult. Este adevărat că au existat reacții, mai ales în Basarabia de atunci,
în Moldova, parțial și în Muntenia, dar mișcarea presupune ceva mai mult de atât. Mai mult decât reacție și respingere. Mișcarea presupune ceva mai structurat. Pe de altă parte, remarc și o contradicție a acestor istorici. Pentru că de regulă sunt foarte critici față de rolul bisericii ortodoxe în legare între Belcă și în lume. Se reproșează bisericii de ce nu este suficient de modern. Atunci când biserica face un pas de modernizare, se reproșează că de ce tratează minoritățile, respectiv stilistă, această mișcare stilistă, într-un mod autoritar. Deci, oricum ar fi, cam tot ceea ce face biserica ortodoxă nu este foarte bine. Dar aceasta este capcană atunci când vrei să dai note de bună purtare unor instituții sau unor actori a istoriei. Aș vrea să menționez în mod special lucrarea unui conferențiat părinte de la Facultatea de Teologie din București, Mureșan. E cea mai recentă pe tema mișcării stiliste. Este, aș zice eu, limitată însă la documentele de arhivă ale statului și ale bisericii. Prin urmare, acolo mișcarea stilistă este creonată exclusiv în termeni negativi. Mai departe, de momentul acesta, Pascalie totuși menționează un fel mai puțin cunoscut, Constantin Mihai, dar el se ocupă doar de grupul din jurul lineare unistic. Nu merge mai departe și contextul este ceva mai dat. Bun. Mergând mai departe, care a fost contextul schimbării? Sau, mai întâi cum am ajuns la subiect. Și, după cum am spus, prin Mircea Vătănescu. Dar nu numai prin el, deoarece interesul meu față de Mircea Vătănescu a fost în contextul apartenenței sale la Școala Sociologică de la București. O inițiativă foarte rară în epocă de a înțelege de la fiul ieri realitatea de pe teren a României mari. Asta s-a concretizat în cercetări monografice făcute în sate, de multe ori în sate foarte înapoiate, spune astăzi un termen greșit, sate arhaice. Și una din cercetările lor a avut loc la Cornova, în Basarabia. Era în 1931, trecuse momentul Pascaliei. Iar particularitatea Cornovei era că nu era un sat arhaic, era un sat destul de urbanizat. Deci nu era lumea înapoiată, foarte înapoiată. Și o altă particularitate era că acolo era un preot de țară foarte popular când de setenii săi, Ion Zan. Și foarte simpatizat și de monografiști. Și ce scuze am uitat de aici. Da, nu scuze am uitat de aici. Acest preot, care a fost adus în București să susțină o serie de conferințe, nu era ca alți preoți, despre care se spunea în epocă că prin conduita lor nepotrivită îi prind lumea către stilici. Era un preot foarte apropiat de comunitatea sa. Cu toate acestea, și el a încontrinat dificultăți în a convinge o parte din comunitatea sa să se alăture sărbătorii pe stil nou. Asta arată că, într-adevăr, problema a fost dificilă. Problema a creat disensiuni, inclusiv acolo unde preotul era foarte respectat. Și dacă putem un puțin înapoi, aici am zis la începutul acestui studiu, este vorba de Ernest Berliac. Acest studiu a stat într-un fel la baza unei cărți mai cunoscute a lui Ernest Berliac, Tatălătoria Berliac. Este vorba despre timpul, spațiul și cauzalitatea naționalului român. Adică exact ceea ce vă spuneam. Când era etnograf, timpul, spațiul, nu există doar ca realități obiective, măsurabile din punct de vedere matematic, astronomic și așa mai departe. Timpul și spațiul sunt niște valori ale culturii, în sens antropologic. Și Ernest Berliac face această investigație, descoperă comunitatea era împărțită în două. O parte acceptase respingerea, o parte îl respinsese. Cum și-a dat el seama? Și-a dat seama pentru că a studiat frecvența mersului la biserică și atunci când a căzut sărbătoarea Sfântului Ilie pe calendarul nou, au fost foarte puțin, la ora 20 în toată biserică. Când a fost sărbătoarea Sfântului Ilie pe stil vechi,
corespunda cu o duminică, atunci a venit toată lumea la biserică. Deci a venit și partea comunității care nu primise. Aici avem un exemplu de ceea ce cercetătorii au numit spirit pasiv. Ei nu erau organizați și nu s-au dus la preot să îl respingă și să-și creeze o comunitate separată. În alte părți, însă, se ajunsese și la așa ceva. Respingerea totală a preotului pentru și crearea unor comunități paralele. Este foarte sugestiv, mi se pare mie, și aceste, această informatoare în limbaj antropologic este cineva din sat, referentă ce a vorbit cu cercetătorii monografiști, cum a descris ea acest tip de conflict mai degrabă la tem. Popa nostru e om de nădejde, dar de când cu cel nou eu mai ieșit vorbe, dar tot bunie că nu-l găsești pe șapte sate. Atunci a început Popa Zanu să aibă probleme cu comunitatea sa. Și de ce? Pentru că următorul citat este la fel de elocvent. Popa e bun, zic cei care resping stilul nou, dar strică stăpânia. Și de ce accentuez aceste lucruri? Pentru că, mai ales pentru comunitățile din Basarabia, reforma calendarului a fost privită ca ceva venit din exterior, de la stăpânire, domnii din București, care nu au nicio treabă cu viața noastră de aici. Nu ne-au făcut nimic care să ne înlesnească viața și asta face parte din dificultățile istoriei noastre interpretice. Am fost România Mare, dar a guvernat România Mare s-a făcut altceva decât a sărbătorii românești. Și atunci, foarte multe din aceste inițiative erau respinse pur și simplu că veneau de la București. De la domnii din București care nu au treabă cu cum credeți. Contextul istoric al schimbării Pascal. În 1928, într-un context care încă nu a lucidat complet, după ani în care s-a dezbătut și s-a studiat în fondurile bisericești chestiunea Pascalului, a fost luată decizia de a aduce și pe stil nou data săpăturirii Paștelui. În 1924 a fost luată decizia de către biserică de a adopta noul calendar. Această decizie de a adopta noul calendar, mulți istorici ai perioadei o consideră o decizie luată în consonanță cu decizia autorităților de atunci, laice, statale, de a încerca o uniformizare și omogenizare a României Mare. Pentru că România Mare încorporase provincii care erau foarte marcate de structurile de care aparținuse. Transilvania, inclusiv din punct de vedere bisericesc, Transilvania venea cu o proprie structură, infrastructură și mitropolia Ardealului de atunci aveau un anumit tip de organizare foarte diferită de cea a Duhului de Dar, a Mitropolii de Duhului de Dar. Basarabia ținuse de Rusia țaristă și Arhiepiscopia la fel avea anumite particularități, după cine la fel. Deci era foarte greu de gestionat această diversitate, această diferență de ordin instituțional, de ordin cultural. Și din punct de vedere laic, dar și din punct de vedere bisericesc, a fost o provocare integrală a acestor provincii. Iar calendarul nu a fost văzut ca pe un fel de soluție de a omogeniza toate aceste diferențe și la nivel laic și la nivel bisericesc. O să mai stăm un pic aici. Există într-adevăr aici un raport. Biserica este luată ca partener atunci de elitele politice. Dar asta este un proces care nu este ceva simplu și nu este lipsit de provocări, de fracturi și de probleme create chiar pentru biserică de acest tip de parteneriat. Aparent, lucrurile stăteau foarte frumos. Era o România Mare, reînzucită, și biserica se ridicase la rang de patriarhie. Un rang de altfel, o necesitate, având în vedere importanța bisericii. Și mai este ceva. Eram cea mai importantă biserică ortodoxă, în lumea ortodoxă. Pentru că biserica Rusiei căzuse. Era vorba de persecuția din URSS și biserica rusă pe atunci se rezuma la ierarhii care se refugiaseră și erau înălțiri, mitropolitul Antonie, care în 1924 era pe undeva prin Serbia.
și au fundat pe aceea ceea ce s-a numit Biserica Rusă din Exil. Dar atunci era cea mai importantă biserică din lumea ortodoxă. Și a fost acest sentiment că biserica română poate să-și asume un fel de leadership, în termen de facto, și în lumea ortodoxă. A existat de asemenea această conferință pan-ortodoxă și lucrurile păreau că se vor duce într-o anumită direcție și există o coerență a acestor schimbări. N-a existat nici coerența schimbărilor și lucrurile nu au mers deloc în sensul acesta de elită. Ce trebuie totuși să menționăm? În 1924, Biserica Română nu a adoptat pur și simplu calendarul de Luther. A adoptat o variantă românească. Îi spuneau calendar iulian îndreptat. Asta pentru că știau perfect din istoria recentă, din interiorul bisericii, că va exista opoziție față de calendarul gregorian și că va fi apropiată, percepută ca o apropiere de catolici adoptarea acestui calendar și atunci au spus altfel. I-au spus calendarul iulian îndreptat. Și tot în 1924, Mitropolitul Primat Controlea Patriar dă o pastorală către care trebuia să fie citită în toate partiile de pe cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, în care explică ce este cu această îndreptare a calendarului, spunând exact aceste accente, că nu ne dăm după menții și că nu este vorba despre o apropiere de acus, și precizând totuși că nu se va schimba data pascalică. Deci în 1924, Mitropolitul Primat a spus, probabil în consonanță cu ceilalți rari, că data pascaliei rămâne pe noi. Nu am asta de, pentru că după câțiva ani de cercetări, de discuții, s-a decis altfel, dar o să vedem de ce condiții. Acum, în 1936, există aceste dezbateri repetate de exponentul revistei Biserica Ortodoxă Română, dezbateri care au avut loc în Sinod. Și acolo este evocat episodul din 1924. Episcopul Tit al Hotinului, este vorba de episcopul Tit Simeria, care atunci ajunsese la Hotin, în Basarabia, și care se confrunta cu problema asturistă foarte direct, pe teren, și într-un mod foarte substanțial în Hotin. El spune așa, statul a cerut chiar din 1918 ca biserica să îndrepteze calendarul, dar atunci Sfântul Sinod i-a răspuns că chestiunea încă nu e coaptă și bine a făcut. Căci acum când a fost ascultat statul de către biserică, nu dă ajutorul trebuitor. Care este sensul acestei intervenții? Statul a făcut presiuni ca biserica să treacă pe nou calendar, să îndrepte calendarul. După ce a făcut acest pas, biserica s-a pomenit cu aceste tulburări schismatice. Și statul, care era chemat în ajutor, nu a făcut nimic. Adică lăsau să prolifereze, evitau să mențină ordinea publică. Și atunci biserica s-a simțit într-un fel lăsată, lipsită de sprijin, lipsită de suport. După ce ne-a stresat atât să facem acest pas, acum ne-a lăsat pe cap problema stilistă să ne descurcăm singur cu ea. Și problema stilistă nu era simplă, pentru că, într-adevăr, aici trebuie cercetările Părintele Mureșan arată, a fost speculată de vecinii României, îndeoseb de Uniunea Sovietică, inclusiv de comuniști care încercau să folosească disensiunile din Basarabia pentru a îndepărta și mai mult populația de acolo de vechiul legal. Și mi s-a părut interesant și acest răspuns al Mitropolitului Nicodim al Moldovei, care spunea că chiar înainte de război nu era sesiunea Sfântului Sinod la care să nu se ceară îndreptarea calendarului. Și Sfântul Sinod spunea totdeauna că lumea nu e destul de pregătită pentru schimbare. Deci au fost avertizmente din partea ierarhilor sinodului, repetate, că o astfel de decizie este simplită și că lumea nu e pregătită pentru așa ceva. Aceste avertizmente, din păcate, nu au fost ascultate. Probabil, elitele vremii au considerat o necesitate. Ne aflăm în epoca, până în 1928, este vorba și despre o guvernare și o numie mare dominată de Partidul Național Liberal,
a da o manieră mai autoritaristă și mai centralistă de a privi lucrurile, lui Ionel Tădianu nu îi plăceau aceste diferențiere regionale, nu îi plăceau aceste concurențe de pe plan regional, fie din partea Basarabiei, fie din partea Transilvaniei, și atunci a încercat într-un mod autoritar, care a creat însă efecte nedorite, să rezolve o serie de probleme. Mai departe, contextul este și mai complicat, pentru că în 1928, cel care conducea sinodul nu era Patriarhul Miru. Acesta se afla în Consiliul de Regență, scaunul legal fiind ocupat de regele Mihai de atunci, Miror, și nu era acolo. Cel care a condus ședința sinodului, cel care era președinte, locțitor pe această perioadă, a fost mitropolitul Climen Georgescu. Era mitropolitul Motului și el conducea ședințele sinodului. Repet, e greu să faci niște tabele în sinod legat de cât de mult s-au opus, cât de mult au dorit această schimbare, dar cel puțin din reacțiile publice se poate spune că în mod sigur nu a existat consens în sinod cu privire la schimbarea și a calendarului, dar cu atât mai mult a pascalii. Nu a existat un consens. Se zice să îndreptare. Îndreptare. Dacă schimbare deja e flagrant. Fiecare termen, orice termen este foarte important și care vă cei care s-au opus cu argumente erau arhiepiscopul Gurie al Basarabiei, episcopul Tipsi Medrea și alți doi episcopi din Basarabia, Dionisiu și Iustinian, dar și Visariotul din Bucovina. Ei, în mod repetat, au încercat în ședințe, în comisii, a existat și un raport al unei comisii sinodale, care raport, un aviz negativ cu privire la schimbarea datei pascalii. Cu toate acestea, ele au fost ignorate. De cealaltă parte, cei care par a fi fost adepții acestei schimbări, mitropolitul Climen al Moldovei, Nicolae Bălan al Ardealului și episcopul Bartolomeu Stănescu al Moldovei. Dintre cei mai vocali fiind episcopul Bartolomeu. Patriarhul Miron se pare că avea o poziție moderată pe acest subiect și mai degrabă înclinată să se păstreze data pascaliei, așa cum și dăduse pastorala din 1924. El se afla însă într-o postură dificilă, era în Consiliul de Regență, nu putea să se implice prea mult și avea conflicte publice pe această temă. Ana Ionescu, înainte să se implice în controversa pascală, era, să spunem așa, la baionetă, exact pe tema prezenței Patriarhului Miron în Consiliul de Regență. El spunea că ar fi ceva mecanic. Și era un conflict rar întâlnit până atunci, dus în paginile cuvântului, într-un cotidian, deci, cu prezența Patriarhului în Consiliul de Regență. Aici am spus că este potrivit să-i vedem și pe acest ierarh despre care tot pomenim, cum Patriarhul Miron imediat după ce a devenit patriarh, primele poze sunt din cartea alcătuită de episcopul Tipsi Medrea cu privire la întâlnirea Patriarhiei Române. Deci este în veșminte de patriarh. Mitropolitul Moldovei Prime, mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului și de partea cealaltă acesta este arhiepiscopul și Gurie al Basarabiei, mitropolitul Visarion și cel din dreapta este episcopul Bartolomeu Stănescu. Ca o întâlnire a acestei prime părți, evoc aici opinia lui Nicolae Iorga. O opinie care vine puternic și din interior, pentru că Nicolae Iorga a fost unul dintre istoricii care au susținut și proiectul transformării bisericii în patriarhie, adică în dobândirea rangului de patriarhie. Era apropiat de biserică, și era implicat politic, era și istoric. Și a fost primul care a scris o istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Aici citesc din ediția a doua, din 1935, cred. O aduce până în modernitate, până în zilele lui. Și este destul de ignorată de cei care se ocupă de această perioadă.
în ciuda mie. Iar el, în cartea sa de istoria bisericii, ediția a doua, spune așa: hotărârea a fost luată prea ușor și fără cunoștința teologiei populare, de a primi terminat la puțea. Vedem că pentru Gheorghe nu prea a contat această încercare de a prezenta lucrarea calendarului ca o încercare românească, pentru el era echivalent cu calendarul la puțea. A provocat o schiziune care durează încă. Mai trebuie să menționez cu un lucru. Aceste tulburări în teritoriu erau speculate și de politicieni. Pentru că România Mare avea votul universal, se făcea politică altfel ca în votul delegat, unde votau puțin. Vota toată lumea, mă rog, toți cei cu drept de vot, bărbați. Și atunci, partidele încercau să capteze popularitate, speculând nemulțumirile oamenilor. Una din nemulțumiri fiind învățarea sau schimbarea calendarului, unele partide au încercat să speculeze acest lucru. Partidul Poporului, al lui Averescu, prin Goga, a fost primul care în 1926 a făcut acest lucru și a permis cele două pași prin Basarabia, lucru care era o anomalie și care a augmentat rezistența stilistă, și Lang, partidul extremist al lui A.C. Cuza, un politician din Iași, care nu avea nicio legătură de fapt cu biserica, el avea chiar o concepție eretică, dar ai cărui oameni în teritoriu au cultivat foarte mult aceste pungi țărănești de stilism. Acum am ajuns la campania de presă și aș remarca încă de la început că una din particularitățile acestei campanii pentru România modernă este că, cred că nu aș greși dacă pentru prima oară, în cotidiene, de largă circulație în această sferă urbană, că nu era pe tot teritoriul României Mari, dar cel puțin în sfera urbană și în alfabetizarea României aveam influență. Și pentru prima oară, subiecte precum canoanele, idarionul, tradiția, predanie, intră într-un discurs cotidian, intră într-un discurs mediat. Și cred că nu greșesc dacă spun că este o premieră. Că până atunci spațiul era destul de laicizat, temerea asta nu prea mai interesau pe nimeni. Și pentru prima oară vedem că toate izbunesc și izbunesc într-un mod destul de vehement. Există, evident, și un context al acestei campanii. Ce se întâmplă cu cei doi, la Ionescu și Nichipă, Crainic în 1928? Am zis așa, amândoi se aflau într-un punct de inflexiune. Este începutul carierei lor de lider de opinie. La Ionescu venea dintr-o postură de publicist deja, dar publicist în revistă mai degrabă, de specialitate culturală, dar nu la statura unui cotidian. Din 1926 abia se afla la cuvântul și tocmai își făcuse pană, ca să spun așa, și făcuse mâna ducând acea campanie împotriva prezenței Patriarhului Miron în Consiliul de Regență. Ceea ce e important este că ei înțeleg importanța opiniei publice și înțeleg faptul că prin campanii de presă și prin presă pot să influențez deciziile autorităților și cele bisericești și cele statale. Deci erau conștienți de această armă puternică, ce este presă. Pe atunci însă, și la Ionescu și Nichipor Crainic, erau mai degrabă simpatizanți ai Guvernului Țărăniță. În 1928, Guvernul Țărăniță conducea Guvernul Maniu pentru prima oară și este cumva interesant de reținut faptul că momentul în care liberalii au pierdut alegerile în 1927, această chestie a fost resimțită ca o revoluție. Din colegul meu chiar îi spune Revoluția Națională Țărănească. Pentru că toată lumea avea nemulțumiri față de modelul autoritar al lui Brătianu, toată lumea voia schimbarea guvernului și atunci a fost percepută această schimbare ca un soi de revoluție, în sens politic. Și Naiu Nescu și Nichipor Crainic pe atunci foarte critici față de modelul liberal de a guverna România, simpatizau cu noul guvern țărănesc. Se aflau departe de
rolul lor atribuit astăzi Corifei ai dreptei, ai partidelor extremiste, mentor ai regionalilor și așa mai departe. Suntem la vreo 4-5 ani distanță de discuția aceasta. Deocamdată suntem într-un alt context. Naiu Ionescu beneficiază de această apropiere de o asociație a studenților creștini ortodoxi, compusă de tineri care comunica foarte mult pe atunci. Nu erau niște nume consacrate încă, dar erau începuseră să fie popularizați și să fie denumiți drept tânăra generație independentă. Tânăra generație. Mircea Vucălescu, s-a întâlnit Paul Sterian și de la teologie, un student, George, sau George Racovea. Spun că beneficiază deoarece o mare parte din campania adusă pe cuvântul se sprijină pe contribuțiile lor și sunt contribuții foarte consistente. Sunt Mircea Vucălescu, spre exemplu, când s-a pus la Paris și făcuse studii economice, am găsit ocazia să consulte foarte multă literatură patristică, care pe atunci nu se afla disponibilă în România, se afla, pe schimb, la Paris, în edițiile franceze ale patristice, și el folosește tot timpul acea perioadă pe care a petrecut-o atunci, în care a putut să acceseze acea literatură. Sunt documentate, aveau legături de altfel și vor folosi aceste legături și cu teologii ruși de la Paris, Florovski, fiind unul dintre cei care vor fi intervievați în studentul după cum vom vedea mai târziu. Deci aveau o amploare și legături, inclusiv pe plan internațional, cu nume deja destul de consacrate în teologia ortodoxă pe plan internațional. În ceea ce privește legăturile cu ierarhii. Noi am că era prieten cu episcopul de Tiții Negrea și Tiții Negrea, la rândul său, era apropiat de tinerii de la ASCE. De altfel, el i-a ajutat să schimbe, într-un fel, macazul către Biserica Ortodoxă mai mult, pentru că acești tineri, și n-am cum să intru acum în toate detaliile, știți și dumneavoastră foarte bine istoria ASCE-ului, ideea este că ASCR-ul a fost dominat, a avut o culoare oarecum protestantă inițial și prin contactul cu teologii ruși din exil, cu Naiu Ionescu și cu Tiții Negrea, acești studenți creștini au redescoperit și au revenit în Biserica Ortodoxă. Da. Aveam de plus cu Dana de la Chiuri. Și atunci sunt și o parte din acești oameni, se vede și pe ei. Paul Stivian este cel din stânga, Mircea Vulcănescu aici, Sandu Tudorato. Am mai fi spus și de anticipat că o parte din acești oameni vor reveni mai puțin și în mișcarea de Dumnezeu. Nicifor Crainic. Și el și-a aflat la debutul staturii sale publice de lider de opinie și de mentor al unor mișcări tineriști, ale mișcări de creștini. Din 1927 se afla la curent și când a plecat de la fusese anterior la cuvântul și a lăsat locul lui Naiu Ionescu. După aceea a publicat la curentul, nu pentru foarte mult, pentru că după aceea a plecat de acolo pe baza unor noi lege cu construcție care. E important că a fost ministru, a fost secretar în cabinetul Averescu. El totuși a privit critic mereu ceasul cu Boga, în acel ministru, în acel guvern cu problema sudistă. Și iar foarte important, din 1926 era profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău. Trebuie să spun că Facultatea de Teologie din Chișinău a fost una din foarte rarele încercări culturale de a duce Basarabia pe aceleași coordonate cu Bucureștiul și cu România. Și deci era ceva foarte important. Iar Nicifor Crainic știa destul de multe despre ce se întâmplă în Basarabia fiind profesor acolo din 1926. Și era apropiat de părintele decan al Facultății de Teologie de la București, Ioan Hărcescu. De altfel,
opozant al deciziei de schimbare sau de invitare a datei campaniei. Acum, campania, în ceea ce privește campania ca atare. Trebuie spus de la început că tema a prins prima pagină a multor cotidiene. Spre exemplu, și adevărul s-a ridicat în această dezbatere. Am găsit atât articole neutre sau chiar critice, măcar interrogative față de decizia aceasta de schimbare a datei de notare a datei Pascaliei și de susținere a ierarhilor din Sinop care doreau schimbare. Dar am găsit și rapoarte dubitative în acest sens. Am putea spune că totuși adevărul a fost mai degrabă de partea celor care doreau îndreptare. În schimb, cuvântul și poetul s-au poziționat de la început, fără niciun fel de dubiu împotrivit. Totuși, trebuie menționat că în 1926, tot în paginile cuvântului, Nae Ionescu s-a poziționat critic față de ceea ce a numit el atunci agitațiile din teritoriu, agitațiile legate de nou stil. În același timp, Nae Ionescu nu avea o problemă cu faptul că se schimbase calendarul și atragea doar atenția că aceste agitații sunt speculate de adversarii României. Între timp însă problemele au crescut și controversa, maniera în care a fost luată decizia schimbării datei Pascaliei, l-au făcut să se poziționeze extrem de critic pe acest subiect. Și de altfel, cuvântul începe încă din august 1928 o serie de articole de fond, adică de reportaje și o serie de articole de fond și editoriale pe această temă, deci își declanșează campania în august 1928 și curentul abia în ianuarie 1929 decide să se implice în această tematică. Asta arată ceva, arată că cuvântul a condus și a dat tonul acestei dezbateri. De punct de vedere mediatic, cei care au, cum am spune, în baz modern, au setat agenda de discuții și au dictat ritmul ei, au fost grupul lui Nae Ionescu. Rândul mai degrabă s-a alăturat ulterior în timpul trei. Prima luare de poziția lui Nae Ionescu e important de reținut pentru că va fi după aceea preluată în toate, deci în toată argumentarea celor de la PUDE. Dificultatea bisericești, ce este cu data Sfinților Paști? Este primul articol critic pe subiectul schimbării Pascaliei. De ce spune el că este o decizie greșită? În primul rând, o decizie critică. După cum am văzut, asta a întâlnit un sens mult. Este o gravă greșeală. Din același motiv că va fi respinsă, dar începe să se pronunțe și pe fond. Pentru că e o diferență. Una este să spun că decizia e critică, că n-a fost luată, că este o greșeală, alta este să te întâlnești pe fondul subiectului și să spun este întemeiată sau nu, din punct de vedere teologic, schimbarea datei Pascaliei. Și aici începe să aducă un tip de argument mai subtil, dar foarte important. El spune că această decizie de îndreptare, reflectă un spirit laic, secularizare, cum am spus, care pătrunde în holurile bisericești. Și că e vorba despre o pierdere a simțului tradiției, care vine chiar din mediile bisericești. Asta va fi una din tematicile care se vor relua periodic în articolele vădute ale celor de la cuvânt. Așa cum spuneam, curentul va avea o contribuție vehementă pe această tematică, dar nu va intra pe fondul discuției, decât mai degrabă marginal. Curentul prin Nichifor Crainic și pe cei care s-au pronunțat acolo se rezumă mai degrabă la motivul circumstanțial, la maniera în care a fost decisă îndreptarea Pascaliei, considerând-o drept greșeală și, bineînțeles, ralindu-se părerii cuvântului, care a încadrat această
decizie, nu numai ca o gravă greșeală, ci ca fiind o decizie schismatică. De ce spuneau cuvântul și curentul că ar fi o decizie schismatică? Pentru că fusese luată fără consultarea celorlalte biserici ortodoxe, ceea ce însemna, din punct de vedere teoretic, că, practic, Biserica Ortodoxă Română n-ar mai fi fost în comuniune cu celelalte patriarhi. Nu a fost cazul, nu s-a întâmplat așa, dar din punct de vedere teoretic, faptul că ai ieșit din discuțiile cu celelalte patriarhate și că ai decis să sărbătorești la o dată diferită față de ele data Paștilor, te scotea într-adevăr de ceea ce curentul și cuvântul numeau ecumenicitate, adică Biserica Sobornicească. Asta este principalul lucru și reproș pe care îl aduc cele două cotidiene. Faptul că prin această decizie Biserica Română iese din ecumenicitate. Există la cuvântul o abordare care merge și mai departe de atât. Sunt lucruri teologice, poate nu este adevărat să le aduc pe toate în discuție, mai ales că aici a trebuit și un teolog. E drept că am văzut un cercetător în teologie recent, revând chiar o serie din argumentele celor de la cuvântul, e vorba de Petre Bulan, un articol recent pe problema actuală a pascaliei, și unul din argumentele comune era că o astfel de decizie poate fi considerată și eretică. De ce? Pentru că ne socotește importanța simbolică a Vechiului Testament și a Paștelui Evreiesc. Pentru că una din regulile de la Nicea era ca Paștele Ortodox să fie întotdeauna Paștele Creștină, să fie întotdeauna după Paștele Evreiesc. Și unul din motivele pentru care schimbarea din 28 a fost atât de controversată a fost că se sărbătorea înainte de Paștele Evreiesc. Înălțarea a însemnat că se sărbătorește nu numai diferit față de celelalte biserici ortodoxe, dar și înainte de Paștele Evreiesc. Ambele cotidiene reflectă dezbaterile care au avut loc la Sinod. Și este interesant că pe atunci tensiunile din interiorul sinodului răbunesc, sunt vizibile. Sunt episcopi care critică pe ceilalți episcopi. Unii mai voalat, alții mai direct. Este învinovățit arhiepiscopul Gurie, că nu își controlează credincioșii din eparhia sa. În fine, transpare în presă. Pe atunci nu avea un purtător de cuvânt, care se pună de-a scopot, dar puneau ei, direct. Așa cum am spus, Patriarhul Ion Cristea pare mai neutru în aceste tensiuni și este considerat de ambele cotidiene moderat. E o prudență și o reținere pe care Nae Iorescu și Nichifor Crainic le manifestă față de Patriarh, cu toate că Nae Iorescu se află într-un conflict frontal din cauza subiectului regenții, după cum am spus. Am mai fi de spus că iarăși un lucru comun în această campanie de presă, ambele acuzau faptul că există o liberalizare a bisericii. De fapt, ce înțelegeai cu asta mai concret? Partidul Liberal domina viața politică până în 1921 și prin maniera în care se alegeau ierarhii, Nichifor Crainic și Nae Iorescu considerau că dominaseră și selecția unora dintre ierarhii. Și unii ierarhii erau zânta campaniilor din Cuvântul și Curentul pentru că erau considerați drept oameni liberali. Este vorba mai ales de mitropolitul Climent și de mitropolitul Nicolae Bălan. Deși aici, cred că a fost mai mult o cenire de orgol dintre Nae Iorescu și mitropolitul Nicolae Bălan, decât că era Nicolae Bălan mai liberalilor, că nu știu dacă puteau chiar ei să-și pună în buzunar chiar așa ușor un mitropolit de statura acestuia. Și care venea, aici apare exagerarea lui Nae Iorescu. Așa cum am mai spus, Cuvântul duce o campanie mai complexă decât Curentul. S-a întâmplat la ducere de ești din Muntele Atos, de exemplu.
și am găsit chiar în revista Biserica Ortodoxă că la un moment dat Sinodul a cerut ca o serie de călugări de multe rate să nu mai fie lăsați în România pentru că încurajau pe mult mișcarea stilistă. Și el aducea, s-a ducut la cum e de până acolo, aducea știri, ca să spun așa, opinii ale călugărilor de acolo. Paul Sterian face un interviu cu Florovski, teologul deja cunoscut, teologul rus în exil, o mare personalitate a secolului 20. Și accent aparte, în schimb, în curentul, publicau personalități mai cunoscute, deja consacrate. Cezar Petrescu, scriitorul. Și chiar și Tudor Albizu s-a pronunțat pe această temă, legându-se de o chestiune mai degrabă de limbaj. Nu i-a făcut limbajul în care a fost de la capul pastoral a sinodului, care justifica îndreptarea pascaliei, considerându-l prea laicizat. Tudor Albizu, fiind specialist în limbă, de altfel ca poet. Cunoștea foarte bine și fost monar. Grupul de la Cuvântul, așa cum am spus, colonizează mai ales cu mitropolitul Nicolae Bălan, considerat, în Aenescu, chiar cel mai mare dușman al bisericii. De ce? Pentru că este foarte posibil, de ce la nivel de ipoteză, ca mitropolitul Nicolae Bălan să fie avut un rând hotărător în persistența, în a păstra decizia îndreptării pascaliei. A fost un moment de ezitare. A fost o reacție puternică, au început ziarele să scrie și la un moment dat Sinodul părea că va da înapoi. În dezbaterile din interiorul Sinodului pare că Nicolae Bălan a avut cuvântul hotărător în a păstra noua pascalie. Și cred că din acest motiv N.A. Ionescu s-a poziționat atât de critic față de Nicolae Bălan. În schimb, cei mai tineri polemizează cu episcopul Bartolomeu Stănescu, cel care a redactat pastorala care justifica noua pascalie. Polemica este o recomandă și cu maniera în care răspunde episcopul Bartolomeu, dar și maniera în care răspunde s-a lucrurile Paul Ferreira și Mircea Bucănescu. E foarte interesantă. Și curentul, în schimb, și la lege ca țintă pe mitropolitul Pime. Și vreau să vă spun că am fost șocat să văd nivelul de limbaj pe care folosește Nicifor Traian. Ceva care, cu toate că nici astăzi, nu citim, dar cu toate că și astăzi destul de multă lume nu își pune filtru la limbaj, pot spune că nivelul atacurilor la Nicifor Crainic atinge atacul la persoană, cam așa. E mai mult un atac la persoană. Care sunt motivele de Nicifor Crainic, profesorul de teologie la Chișinău, mitropolitul primarului la Moldova, al Moldovei, nu știu. Mai departe, curentul, în schimb, popularizează figura episcopului Visarion Cunin, considerat o speranță, și el sublimează cumva și teza dominantă pe care a avut-o acest cotidian. Teza dominantă a fost că biserica e dezorganizată. Și exact asta spune și mitropolitul Visarion Cunin într-un interviu exclusiv acordat pe Cunin, anume că biserica se află într-o totală de bandă. Și e adevărat, cum v-am spus, cel puțin un lucru, cel care conducea ședințele Sinodului nu era patriarhul de atunci. Au popularizat, de asemenea, și opiniile părintelui decan de la teologie din București, Ioan Nicolescu, care la fel argumenta împotriva noii pascalii și reflecta o serie de cercuri preoțești. Au fost și cercuri preoțești numeroase, adunări, asociații ale preoților din București, din țară, care s-au întâlnit și care au criticat decizia lui pascalii. Și așa, poate o să mă repet dacă am să continui aici, dar una dintre cele puse de Crainic a fost că în alta stabilie, la nivel de speculație, nu putem să știm acest lucru, până nu avem confirmări și din alte surse,
El considera că noua pastorie a fost de fapt o manevră a liberalilor de a băga bețe în apă guvernului lui Maniu. De ce? Pentru că se strâmiseră tulburări și guvernul Maniu se afla într-o situație imposibilă. Dacă își dădea cu părerea, se amestecau treburile bisericii. Dacă nu intervenea pe teritoriul, era un haos. Unii se pătoreau pe 5 mai, alții pe 31, unii nu se pătoreau deloc. Ce să facă? Nu se vedea mai repede, că nu îmbrăcați nimic. Era pusă în această chestiune. Și cuvântul consideră pastorala episcopului Bartolomeu, tot un manifest liberal, pentru că există acolo un pasaj, într-adevăr, critic, adică în acea pastorală, la un moment dat, într-adevăr, se face politică, să spunem așa, în momentul în care sunt criticați cei care se opuseseră modelului național liberal de a guverna țara. Episcopul Bartolomeu și pastorala asta se mai distinge și prin faptul că sunt foarte astre și deloc nu se dialoghează cu cei care critică. În acea pastorală, episcopul Bartolomeu nu răspunde pe fond niciunea din argumentările aduse de cei de la cuvântul. Nici argumentelor aduse de identificare din predanii, din tot felul de canone și sau legături teologice. Episcopul Bartolomeu justifică doar prin trimitere la știință, dacă știința arată asta, până trebuie să ne confortăm, dar că chiar la începutul pastoralei, el spune noi, pentru noi sunt sfinte, știința și credința, în ordinea asta, și poate ar conta faptul că episcopul Bartolomeu și-a pus studii de la Paris, de sociologie, de unii lucruri. Asta în paranduzul fiind spus. El critică foarte mult agitatorii, dușmanii țării. Deci cei care criticau noua pascalie erau dușmanii țării. Iar adevărul remarcă acest lucru și spune aceste acuzații sunt foarte grave. Noi trebuie să știm cine sunt acești dușmani ai țării. Trebuie să îi demascăm cu alte cuvinte. Aici este exact captura din prima pagină a adevărului, cine sunt politicienii, conștienți și agitatorii. De ce? Pentru că sunt grave acuzații acestor deținut în justifica privitoare la data Paștelui. Asta am știut deja. Dacă am putea să mergem puțin în spate, spuneam că cea mai consistentă constituție pe fond va aduce cuvântul. Iar aici am să sintetizez foarte pe scurt temele pe care s-au pronunțat Mircea Bucănescu, Sandu Tudor, Paul Sirian și Ratogare. Una din teme era aceasta. Este sinodul o instituție infalibilă sau nu? Adică ai dreptul să critici o decizie a sinodului? Și unul din argumentele aduse de cei de la cuvântul a fost că decizia sinodului poate să fie criticată pentru că infalibilitatea nu aparține instituției ca atare, ci aparține consensului patristic sau consensului bisericesc, consensului învățăturilor în ansamblu ale bisericii. O a doua temă a fost următoarea. Ei considerau, citând canoniștii bizantini, cum ar fi, de exemplu, Matei Vlastare, considerau că echinocțiul la care se refereau părinții de la Nicea nu era acel astrologic, ci era un echinocțiu simbolic, ceresc, zimerie. Și spuneau că zimeria nu este identică cu echinocțiul de primăvară. Și că asta a fost un abuz eroic. Deci, nu a fost o încercare a celor de la Nicea și a celor după Nicea de a fi neapărat exact astronomic, deoarece se știa că de atunci există o întârziere, din punct de vedere astronomic, ci a fost o încercare de a găsi un model care să fie simbolic coerent. O altă temă, decizia noii pascalii rupe unitatea cu celelalte biserici surori și nu respectă succesiunea cu Paștele Evreiesc. Și, în fine, data se potrivit din Paștilor și s-a mai spus aici ceva asemănător, nu ține doar de convenții sau de știință, ci ține de tradiție, ține de predanie, adică de un tezaur de practici și de cult, care sunt greu de delimitat
a transformat doar într-o simplă convenție. Astea erau principalele argumente de conținut. Mai departe, am spus cum a răspuns în locul prin Dumnezeu că sunt mereu în la apelul. Au fost și o serie de decizii succesive, hai să spun așa, incoerente. Deci prima decizie a fost să se sărbătorească o nouă pascalie. A doua decizie a fost să se tolereze, acolo unde se dorește, al doilea Paște. Adică, din partea sumării, a venit această decizie, în urma criticilor și a rezistenței, să se tolereze în Basarabia, de exemplu, nouă Paștele pe vechi, cum a venit, adică pe 5 mai. Asta a ridicat o altă serie de probleme și ar fi în situația foarte încurcată de a avea două pași cu același an. Și a treia decizie a fost să se revoce inclusiv această toleranță față de 5 mai și să se revină la noua pascalie pe 31 mai. Ce s-a întâmplat atunci? Noi Ionescu a forțat. Deja știa ce influență poate să exercite prin presă. Și atunci a reușit să ducă subiectul în Parlament. Încercând să crească presiunea asupra ierarhilor care doreau să păstreze noua pascalie. Cum a făcut asta? Și am să citez aici din cum și la aduce aminte Mircea Bucănescu când a Ionescu. Mircea Bucănescu fiind participant direct la această controversă, el a fost primat în direct la aceste revenimente. Și el povestește cum a fost creat acest eveniment politic. Nu e vezi, avem nevoie de un om care să fie chestiunea în Parlament. Și nu găsea. Țărăni știu, eu la guvern, eram disciplinat și nedoritor de cercuri pe care le considerau sterile. Noi Ionescu își contempla personajele. Unul altul, niciunul nu se potrivea. Deodată i-a venit un gând, doctorul Lupu. Doctorul M. Lupu fusese aliat cu liberalii, dar provenea din Partidul Țărănesc și era ușor înșinat către stânga. Căuta el însuși o platformă prin care să reintre în atenție, să se repune în vedere. O chestie populară. Ăsta, Cornelia Ionescu, e băiat de popor. El anunță diseară, în ediția de seara a Cuvântului, că Lucu va interpela guvernul pe chestia pascalii. Fără să vorbească cu el. Deci a creat o putere de imediu, înainte ca cel care va crea interpelarea să știe că va urma o interpelare pe care el o va face în Parlament. Redactorul politic mai timid. Păi ai bodibie? N-ai. Nu. Nu e nevoie. Pregătiți-i dosarul. Și așa a reușit Nae Ionescu, foarte conștient de influența pe care o poate avea un lider de opinie, să ducă subiectul în Parlament. Iar acolo discursul doctorului Ionescu, Sărănis, a rămas înregistrat cu toate replicile, s-a implicat în dezbaterea respectivă și Nicolae Gheorghe, s-a implicat și alții, s-a implicat și Iliu Maimuț, care i-a luat apărarea lui Nicolae Bălan. Acolo doctorul Lucu l-a acuzat foarte tare pe interpolitul Nicolae Bălan că este foarte agresiv cu un iar. Iar Iliu Maimuț era un iar. Și atunci a simțit nevoia să răspundă la această acuzație pe care a arătat-o Lucu la sugestia lui Nicolae Bălan și a spus că nu este adevărat și că nu este considerat astfel de către un loc într-o politică interioară bărăt. Bun. Chiar dacă a ajuns în Parlament, în cele din urmă, Paștele, în acel an, în 1929, s-a sărbătorit în 1929 și aici am să avem și la numai tradițional. Câteva reflexii de tine. Cred că acest precedent al unei noi pascalii ne arată cât de grave pot să fie figurările atunci când ne apropiem de astfel de subiecte într-un mod intempestiv, atunci când politicul se amestecă și eu o privesc mai degrabă din perspectiva unui istoric,
privesc aceste controverse, aceste promutări din teritoriu ca un semn al proiectului de modernizare și al bulversărilor pe care această organizare le-a adus în România Mare. O mare parte din populația României Mare se simțea exclusă din acel proiect de modernizare și este adevărat, există un temei pentru critica adusă modelului național liberal care punea accentul mai ales pe oraș și mai puțin pe sat. O mare parte din bugetul României, care era obținut și prin încarceranilor, era direcționat către dezvoltarea orașelor și foarte puține servicii se aflau în sat. Deci o mare parte din acei români se simțeau excluși din ceea ce se construia atunci în România Mare. Și tinerii de multe ori se simțeau excluși. De aceea s-au radicalizat atenția, nu neapărat din cauza naționalismului atunci. Forțarea schimbării a alimentat într-un mod consistent tendințele schismatice, au dus la crearea acestei organizații paralele a activiștilor care există și în zilele noastre. Și am mai arătat ceva, a arătat o categorie de intelectuali foarte interesați de viața bisericii și care, pe parte din ei, după aceea, au format de la prins și sunt considerați astfel și martiri. Vă mulțumesc pentru atenție în secretare, dacă vă am încit în urmă. Vă mulțumim pentru ampla prezentare. Sper eu edificatoare de acest subiect, așa cum am precizat. Este o încercare de a contura, dacă vreți, întrebările posibile. Nu suntem în etapa de cercetare în care putem să ne și nu cred că se poate acest lucru, răspunsuri definitive la această problemă atât de delicată. În prezentarea pe care vă propun, am să merg mai mult pe o reprezentare diacronică a modului în care problema aceasta, controversa pastaliei, a fost reflectată, așa cum am spus, în cele două mari ziare de anvergură, da? Cotidienele, Cuvântul și Curentul. Mi-a plecat suportul tehnic. Da? Am apelat, o să vedeți în prezentarea mea, care nu o să fie la fel de încântătoare din punct de vedere vizual, nu o să avem deloc fotografii, vom avea în schimb foarte multe citate. Deci aceasta pentru că mi-am permis încă de la începutul prezentării conferinței noastre să spun că demersul nostru de cercetare se revendică de la principiul onestității intelectuale, responsabilității intelectuale și atunci, tocmai pentru că tema este dedicată, o prezint prin foarte multe citate. De altfel, așa se și numește prezentarea mea, dosarul pastaliei, reconstituit din arena publicistică imperberică. Cum spuneam, timpul nu ne-a permis să focalizăm decât aceste două ziare, Curentul, Cuvântul. Cuprinsul. Scurte considerații asupra statului actual al cercetării privind proiectul interveric al schimbării, al îndreptării datei pascaliei, dileme și prezumții în cercetarea temei, o receptare diacronică, cum spuneam, a controversei pascaliei în ziarele Cuvântul și Curentul, temeiul scripturistice și papistice versus considerentele științifice din dezbaterea din publicistica interverică, polifonia strategiilor argumentative, aspecte teologice ale dezbaterii și, sigur, câteva reflexii de final, le-am denumit eu în loc de epilog. Controversa de anvergură, da, cu ample reacții din arena publicistică interverică, legate de proiectul schimbării pascaliei din anii 1928-1929, din păcate, nu a constituit subiectul unor cercetări de anvergură. Lucru pe care l-ați auzit deja cu profesionalism remarcată și de colegul meu, de domnul lector universitar, de dr. Ionuț Butoi. Dar cu o excepție este lucrarea domnului Constantin Mihai din 2014, Biserica și Libere Intelectuale Interverice. Problema care a atras atenția, din păcate, vedeți, toate lucrurile care conștientizează, dacă vreți, aspectele problematice, scandalurile, ca să le mai denumim astfel,
atrag și acum atenția, nu? În ziarele noastre, subiectele de această natură, a fost îndreptarea calendarului din România Mare, a fost tratată, mai ales, am spus eu, prin raportarea la mișcarea stilistă. Aici, pe mișcarea stilistă, găsim lucrări de specialitate, da, de încățură, interpretate așa cum le-a prezentat deja colegul meu, pentru că timpul s-a prelungit, voi trece peste acest aspect, dar nu înainte de a spune care sunt riscurile generate de această insuficientă cunoaștere a temei. Pe termen scurt, pe care le cunoaștem cu toți, care sunt riscurile. De la pajul dezbaterii, da, care vedem, este de o permanentă actualitate, în emoțional, în superficial. Pe termen lung, generarea unor noi fenomene schismatice. Am amintit deja nu ce s-a întâmplat când, ia uite, insuficientă cunoaștere a generat schisma vechiului calendar stiliștii. Dileme. Le-am spus deja, dar cercetarea tabloului publicistic interbelice. Mai mult, abordarea Terei Pascaliei din perspectiva dezideratului, subliniem, legitim, oricărui creștin, unitatea de credință. Ei, acestea sunt teme care stârnesc pasiuni. Au stârnit și vor stârni și de acum înainte. Nu este ușor nici să situez periodicele din peisajul publicistic al României interbelice. Să inventariezi numărul mare, implicit heterogen al strategiilor argumentative abordate de director, de colaboratori, de redactori, da, din cele două publicații. Și, așa cum am spus, a ne limita doar la aceste două publicații înseamnă a prezenta fractura, fragmentat. Scurtarea liniilor evolutive ale dezbaterii în arena publicistică și identificarea poziției editoriale față de imperativele doctrinelor politice ale vremii, atenție, subliniem, imperativele vremii versus valorile perene ale teologiei ortodoxe. Că despre asta este vorba, așa cum foarte frumos a subliniat și Părintele Decan. Când vorbim despre teologie, trebuie să avem alte instrumente, trebuie mai multă precauție. Da? Așa cum am prezentat deja, prezumția nepătimirii este firul roșu al cercetării noastre. Pentru a simplifica, pentru a face acest material, credeți-mă, extrem de vast, mai ușor de înțeles și de prezentat, am structurat în etape. O primă etapă a confuziilor și ezitărilor. Vedeți că este trecut acolo 14 mai. Ce s-a întâmplat la 14 mai? E nici mai mult și mai puțin decât Sfântul Sinod a luat hotărârea de a se prăznui Sfintele Paști la 31 martie, adică noua Pascalie. De atunci, primul care a luat poziție, în iulie 1928, ce e cu data Sfintelor Paști, dificultăți bisericești, Nae Ionescu. Urmează, o să prezint mai pe larg, dar până în decembrie 1928, dar confuziile, ezitările, o să vedeți că nu doar Nae Ionescu, dar prin cotidianul său s-au făcut cunoscuți, auziți, mulți dintre actorii importanți, dacă vezi, ai arenii cu publicului de verii. Agitațiile. 7, 24 ianuarie 1929. Confruntări, strategii argumentative, revocări, intervenții, interferări și complicații, evident, limpezile. Le vom prezenta punctual. Dificultăți bisericești. Ce e cu data Sfintelor Paști? Va prezenta deja și colegul meu aspecte legate de acest prim articol. O să dau și eu lectură câteva pasaje. Biserica noastră, asta pentru a înțelege poziția lui Nae Ionescu. Foarte frumos a subliniat colegul meu timpul la care ne raportăm noi acum și ce însemna Nae Ionescu din acești ani. Da? De ce fac acest apel la, la această receptare? Pentru că, vedeți, receptarea aceasta post-evenimențială ne face pe noi foarte ușor să apelăm la etichetări. Da, la Ionescu. Da, extremă dreaptă, legionari. Da, uite, cum să aducem în un argument care să fie valid când, iată, el s-a decredibilizat. Atenție, noi vorbim despre iulie 1928. Ce spunea Nae Ionescu? Biserica noastră e sortită să treacă prin tot felul de greutăți.
Sunt unele ridicate prin amestecul politicii de partid în trebile eclesiastice. Sunt altele provocate de penetrațiunea spiritului laic și de pierderea simțului tradiției și al canonicității vieții noastre bisericești. Dar sunt chestiuni care nu, în niciun fel, care nu au niciun fel de, care nu au niciun fel de legătură cu influența lăturalnică și care, dacă pricinuiesc greșeli, e pentru că au fost la timpul lor suficient studiate. O asemenea problemă e cea a datei la care se vor sărbători Sfintele Paști în anul 1929. Mai însemnează că vom sărbători Paștele înaintea Paștelui Evrești, ceea ce contravine în chip expres și adevărului istoric, așa cum este el înregistrat în Sfintele Evangheliei, și hotărârii explicite a Sinodului de la Nicea, care stipulează că niciun caz data Paștilor nu se poate fixa înainte de Paștele Evrești. Iată, mai e un da? Primul articol. Canoanele. S-a pomenit aici faptul că Nae Ionescu și-a adus alături prima elitele, dacă vreți, ei deja se anunțau, își anunțau potențialul, da, tinerei generații, dar care erau instruiți teologi. Paradoxul este că doar unul dintre aceștia era și absolvent de teologie, și anume George Racovean. Vedeți că următorul pe care l-am pus acolo, pentru că aceasta este cronologia pe care am constatat-o în urma lecturii ziarului Curentul, este George Racovean. Vedem pe tema canoanelor mai multe titluri. De unde a pornit, de fapt, odată că erau extrem de atenți asupra respectării dogmelor, canoanelor, asupra pulsului, chipului spiritual al vremii. Și au avut o influență masivă în, în această direcție. Și apoi, vedeți, la un moment dat, în 6 august, canoanele cu semnul întrebării, semnat de Părintele Constantin Dron. Pe acesta era susținătorul, proaspătul susținător, așa, și doctor în teologie a Facultății de București, pe o temă care le-a stârnit interesul, și anume valoarea actuală a canoanelor. L-au considerat subversiv. Valoarea actuală a canoanelor? Cum? Canoanele? No. Da? Până și titlul le-a tras atenția. Au citit cu atenție teza de doctorat a Părintelui Constantin Dron, și au făcut o recenzie. Cine? George Racovean. Este acela, da? Și vedem. Canoanele urmează răspunsul, da? Părintelui Constantin Dron, care încearcă să susțină, chiar este o încercare, da? Să-și susțină valoarea argumentelor pe care le-a adus în teza sa de doctorat. Trebuie să subliniez aici că Părintele Constantin Dron era un intelectual ce se bucura de aprecierea și a profesorilor din Facultatea de Teologie și chiar era din Sfântul Sinod, el de altfel, să știți, când avem revizuirea canoanelor la Ionescu 22 septembrie, când a fost numită în cadrul Sfântului Sinod o comisie care se preocupe de revizuirea canonelor, a făcut parte, a fost numit în această comisie. Prin urmare, era o personalitate, da, vizibilă, puternică. Răspunde din nou Părintele Constantin Dron, George Racovanu, pe după canoane, aici este chiar un răspuns acif. Urmează problema canoanelor, problema canoanelor, unde își dă măsura valorii sale de titrat teolog George Racovean. Ce, o să citesc un simplu fragment. În ultimul timp, asta ca să vedem ce se întâmpla în 1928, da? Atenție, după 14 mai, când deja spiritele erau agitate. Am spus ce s-a întâmplat în 14 mai, care a fost hotărârea. Spun așa, în ultimul timp s-a vorbit mult despre canoane. Lumea știe acum că nu e vorba nici de tunuri, nici de metanii sau alte nimicuri expiatoare, ci de hotărâri luate în sinodul asistat
de a treia fața Dumnezeului. Și de aceea, în biserica noastră, ele au autoritate de Scriptură. De multă vreme însă, aceste hotărâri ale părinților bisericii sunt călcate în picioare. De aceea care nu însărcinarea, de cei care nu au însărcinarea să vecheze, nu, de cei care au însărcinarea să vecheze la respectarea lor, din care cauză? Întrebarea dacă ele mai sunt sau nu obligatorii pentru vremurile noastre a fost mereu de actualitate. Bun. Am pus să ne uităm puțin la cei care semnează aici, în această prima etapă. Am vrut să vedem, vedeți, e expozițiunea, dacă vezi, preambulul, cum anume a crescut acest conflict, ce s-a întâmplat. Vedem agitații pe tema calendarului. Practic, ce s-a întâmplat acolo? Au venit la Naia în spas un grup de țărani care erau extrem de agitați, de nemulțumiți, nu înțelegeau cum preotul lor nu este preot bun. Pentru că le spune că s-a schimbat data prăznuirii Paștilor. Nu există așa ceva. Să vă duceți la ministrul cultelor. Să schimbați situația. Erau revoltați. Agitați. Nu i-a plăcut acest lucru. Lui, și îl acuzau pe cine, credeți? Pe cel care a condus acea ședință. Așa cum am spus, nu a fost președintele Sfântului Sinod în 14 mai, nu a fost Patriarhul Mirol Cristea, ci a fost... Da, da. Pentru că știm care este situația. De... Și bineînțeles că acum Mitropolitul Pimen devenise primațit. Din cauza lui se întâmplă acest lucru. Credeam că am scos și aceste și dar pentru a vedea cât de atent este Nae Ionescu și cum la fel, da, un stătean din fundul Moldovei m-a cercetat acasă. El îmi aduce o petiție semnată de câteva sute de oameni pe care trebuia să o prezint ministrului cultelor și prin care creștinii cer ministerului nici mai mult, nici mai puțin decât să-i lase să-și prăsnească sărbătorile după stilul vechi. Voi prezenta, desigur, petiția domnului ministru Lepada. Pentru liniștea creștinilor, da? La Ministerul Cultelor, unde am fost să mă interesez de chestiunea agitației pe tema calendarului, agitație pe care marea majoritate a publicului o socotea închisă, mi s-a lămurit că asemenea petiții, ca cea de care scriam numărul de ieri, sunt cu zecile depuse la minister, iar semnăturile sunt deja de câteva mii. Oamenii nu pot să fie creștini decât dacă fac parte din comunitatea creștină. În afară de biserică nu există creștini. Asta este clar. Și e anume creștin acela care urmează în tocmai hotărârile bisericii. Eu de ce spune mai născut? La noi în ortodoxie, capul bisericii, păzitorul Sfintei Așezări Dumnezeiești, îndreptătorul credincioșilor e Sfântul Sinod. Sfântul Sinod are dreptul să hotărască în împrejurările litigioase ce e credința pravoslavnică și ce nu e. Iar ceea ce hotărăște Sfântul Sinod este lege pentru credincios. Asta spunea, da? Da, eu resc acum. La hotărârile Sfântului Sinod nimeni nu are dreptul să se împotrivească pentru că atunci calcă legea. Cu ce drept declar atunci să temi din nodul Moldovei că ei nu merg la biserică în zilele de prăznuire după noua așezare a calendarului, pentru că strică legea. De când au ajuns în biserica pravoslavnică credincioșii să se ridice pe căi, de fapt, împotriva unei încheieri a Sfântului Sinod? Cine are, în afară de interes politic, s-a pomenit, da? Interesul de a introduce în biserica noastră aceste atitudini protestante? Credincioșii? Credincioșii nu. Credincioșii aceia sunt niște bieți rătăciți, înșelați în buna lor credință, purtați pe drumurile primejdioase ale răzvătirii împotriva bisericii, fără să-și dea seama că actele lor îi pun în bătaia lepădării de comunitatea credincioșilor și fără să gândească la păcatul de moarte în care cad. Credincioșii trebuiesc, deci, lămuriți.
așa cum am arătat-o prin graiul episcopilor, dar în același timp trebuie începută o contraofensivă, care, între altele, să stabilească cine sunt agitatorii și în al cui interes lucrează. Iată, care a fost, de fapt, intenția acestei campanii? Să lămurim aceste aspecte. Bun, obiecție la articolul discuțiuni, vedem un creștin ortodox, de fapt era un profesor de la Facultatea de Teologie, deocamdată nu știu cu exactitate din urmare, nu pot să aduc în spațiul public, și vedem, publică, primul, data prăzmirii Sfintelor Paști, deci spun că era un profesor de la Facultatea de Teologie, probabil și că și preda dreptul canonic, își fundamentează argumentele pe această filieră, argumentele sale sunt foarte bine documentate din punct de vedere canonic. Da? Și este extrem de acid. Vedem că asta se întâmpla în 1928. Da? Data prăzmirii Sfintelor Paști, apoi obiecție la articolul discuțiunii în jurul datei Paștelor, semnează iar un Iran ortodox și apoi din 1928, când tonul este de-a dreptul vehement și poartă o polemică cu profesorul George Popescu, destul cu șovoiala, opriți-vă, tot contra datei Paștelor din 1929. Încheiere, Pascalia Românească 1, Pascalia Românească 2, George Racoveanu. Pascalia Românească 1, George Racoveanu asta face, lămurește. Explică în ce situație grea se afla, de fapt, Sfântul Sinod și justifică de ce aveau nevoie de o anumită racordare cu calculele astronomice ale vremii. Explică, aduce în spațiu public raționamentul științific de la care s-au revendicat sinodalii. În Pascalia Românească 2 spune de ce nu trebuie biserica să țină cont de acest. Și care este firescul în care trebuie să se înscrie. În ultimul articol pe care l-am reprodus aici în 3 decembrie, Nara Ionescu îi face un portret excepțional lui Tit Simedrea. Am vrut să subliniez acest aspect pentru că, să știți că și Tit Simedrea era un om cu o viziune extrem de largă, un intelectual, un titrat teolog, care era racordat în acest dialog ecumenic al Bisericii Ortodoxe Universale. Am să trec mai departe, că agitații, da? Deja pe ceva în etapa 2. 7 ianuarie, apar deja articolele care, ce credeți? Agitații. Mari, Cuvântul Poporului. Evident că primele unde puteau avea loc decât în Basarabia, da? În Moldova, în unele regiuni din Muntenia. Evident că era epatia lui. Mitropolitul Gurie trebuia să ia act, să realizeze cum anume poate preveni escaladarea acestor agitații. 11 ianuarie 1929, Biserica Ortodoxă din Basarabia, atenție, depune un raport. Unde? Sfântului Sinod, Părintelui Patriar. Vreau să subliniez aceste aspecte pentru că o să vedeți că ulterior Mitropolitul Gurie a mers la alte foruri. În acest moment a mers acolo unde trebuie. Da? Sfântul Sinod, Părintele Patriar. Contestă caracterul definitiv al hotărârilor din ședința sinodală de la 14 mai 1928 și considerentele pe care le aduc pe tapet sunt următoarele. Nu au fost luate cu consensul tuturor vladicilor. N-au fost toți pe față. Nu s-a respectat solicitarea unora dintre vladici de a se amâna definitivarea problemei pentru altă ședință de la care să nu lipsească niciun vladică. 3. A lipsit prea fericitul patriar, deși s-au dezbătut chestiuni de vitală importanță pentru biserica, aveau dreptate. Erau chestiuni de vitală importanță. Așa. A devenit în alta
Sfințitul Iulie un răzvătit pentru că a făcut acest lucru, din nou, atrag atenția, sunt citate din cele două ziare. Conflict grav între mitropolitul Gurie, sinod și patriarhie. Pe ce se mai bazau aceste titluri de ziar? Pastorala mitropolitului Gurie al Basarabiei, prin care le-a pus în vedere preoților, din epatia sa, sărbătorirea Paștilor în ziua de 5 mai. Nu la noua data Pascaliei, 31 martie, ci nici la data fixată prin adoptarea calendarului gregorian. Adică, odată cu Ierusalimul, Alexandria, Constantinopol și celelalte biserici creștine ortodoxe. Dar sigur, asta însemna împotriva Sfântului Sinod. Întrebare care, da, plana, se va convoca un subor ecumenic? Aceasta era. Agitații politici. N-avea cum și politicul să-mi dea o replică, pentru că erau agitații dumneavoastră, maselor, da, popoarelor. Ieri a avut loc în această chestiune, din citate, da, o consfătuire la Sfântul Sinod, la care au luat parte mitropolitul Primena al Moldovei, arhiereul Disime, de abicarul Arhiepiscopiei Bucureștilor și domnul Eduard Mirto, nimenatul decât subsecretar de stat la Ministerul de Interne. Da? Tulburări în rândul maselor, Ministerul de Interne. În audiență la Patriarh și la... Da, un paradox a fost în acest citat. În audiență la Patriarh și la mitropolitul Primena al Moldovei, domnul ministru Mirto, da, deci subsecretarul de la Interne, a avut de controversat asupra calendarului în legătură cu decizia sinodală de a serva Paștele la 31 martie. Diverse și minunate fantezia întâmplărilor care pun pe spiritualul subsecretar de la Interne, Mirto, bănuind înaintea puterii spirituale înarmat cu date și fapte. Da? Deci era un nefiresc. Bun. Agitație în rândul clericilor, scuzați-mă, rândul clericilor. Într-o mănăstire de călugări din Basarabia, până la 23 decembrie s-a slujit după calendarul dreptat. V-a prezentat pe larg colegul meu cât de greu s-a acceptat, știm, da, mișcarea, schisma care s-a produs, da, stilistă. Bun. În seara acestei zile, uitați-vă, vorbesc de curentul 2 ianuarie, călugării mănăstirii s-au adunat și au hotărât ca sărbătorile Crăciunului să le facă după stilul vechi. Deci au pus gaz de foc. Călugării au redactat un proces verbal pe care l-au dat starețul. S-au răsătit. Dacă se schimbă și data, da, și am fost păcăliți, pentru că li s-a spus că se va păstra data prăznuirii Sfintelor Paști după vechiul calendar. Acum, păi nu țin cont de noi. Da? Asta se întâmplă acolo. Agitați bine, acesta le-am spus. Congresul General al Asociației Generale a Clerului Ortodox din întreaga Românie, sesizat fiind de chestiunea de înalt interes a Bisericii, a dezbătut concluzia lor. Cu adâncă smerenie, roagă, pe Sanctitatea voastră, Înaltea Sfințite Patriarh și pe întreg Sfântul Sinod, să binevoiască a pune din nou în discuție data sărbătoririi Sfintelor Paști, revenind la hotărârea sa din 14 mai 1928, până la înțelegerea definitivă cu celelalte biserici ortodoxe. Atenție! Cine era președintele aici? Decanul Facultății, da, de Teologie vi l-a prezentat. Aseară s-au întâlnit în localul societății ajutorul arterului preoți din capitală, sub președinția Popescu-Mureș, profesor universitar, spre a discuta asupra fixării datei Paștelor. Părintele Popescu Mureș arată că în privința sărbătorii Paștelui, biserica noastră trebuie să țină seama de tradiție, care e temelia ortodoxismului. Sfinții părinți au hotărât să se serveze Paștele prima duminică după lună plină, după echinocțiul de primăvară și după Paștele Mozaic. Roagă Sfântul Sinod pentru liniștea bisericii să revină la vechea Pascalie, până la o hotărâre a tuturor bisericilor din răsărit. Se întâlnește sinodul, da? Ședințele. Atenție, pentru că are loc aici o nedumerire, imediat o să vedem cum s-au petrecut lucrurile. Într-o zi, lucrurile mergeau spre o direcție
și lucrurile păreau spiritele calmate, pentru că a doua zi să se răstoarne, lovitură de gard. 23 ianuarie, ora 10, s-a oficiat un tedeum la Patriarhie, la care au asistat aproape toți înalții prelați. Ora 11, s-au întâlnit în Palatul Sinodal din Curtea Bisericii Antichi. La ședință au luat parte și domnii Aurel Vlad și Sacu Brădiștean, ministrul cultelor și secretarul general al acestui departament. A prezidat, scuzați-mă, mitropolitul Pimenal Moldovei și urmează mesajul legat. Deci, iată, toată pompa. Bun. S-a numit o comisie. E foarte importantă componența acestei comisii, pentru că v-am spus, lucrurile păreau că merg către o anumită direcție. Păi, uitați-vă, ce această comisie. Păi, n-am găsit mitropolitul Budian Vasarabi, preasfințitul Idri, carul Patriarhiei, preasfințitul Grigorie, vicarul Mitropoliei Moldovei. Nu? Deci, cumva, nu se dă. Bun. Ora 16. Membrii Sfântului Sinod s-au întrunit în sala de recepție de la Patriarhie pentru a discuta chestiunea stabilirii Paștelor. A prezidat, da, venise, da, Patriarhul Miron Crista, mitropolitul Gurial Basarabiei, a prezentat raportul comisiei în sensul revenirii la vechea pascalie. Biserica să-și urmeze cursul ei indicat de canoane, fără să se lase influențate de calcule științifice. În 4 ore, da, au durat aceste dezbateri, aceste polemici. Pe de o parte, cumva paradoxal, dar argumentele de natură științifică erau contrabalansate de argumentele legate de predanie, de canoane, de practicile bisericești. Aici îi amintim pe preasfințitul Visarion, episcopul Botinului, preasfințitul Justinian, episcopul de Cetatea Albă, vieții mele. Vine și o propunere împăciuitoare. Ziarul ne spune din partea cărui clădică, da? Sună astfel. Unul dintre chiriaci a intervenit cu o propunere medie între cele două extreme. Hotărârea Sfântului Sinod, luată la 14 mai 1928, este infailibilă și imutabilă. Însă, avându-se în vedere că suntem singura biserică ortodoxă care am căutat să împăcăm practicile religioase cu prevederile științifice, s-ar putea să amânăm punerea în practică a acestei hotărâri pentru un an sau doi. În acest timp, Paștele s-ar prăznui după vechea pascalie, iar Sfântul Sinod al Bisericii noastre autocefale ortodoxe ar avea vreme să intre cu celelalte bisericile de răsărit ca de comun acord să ia o hotărâre definitivă și generală. Bun. 24. A doua zi. Ora 16. Reîntrunirea membrilor Sfântului Sinod, evident, în sala de recepție a Patriarhiei, aceeași ordine de zi. Au luat cuvântul Patriarhul, preasfințitul Patriarh Miron, mitropolitul Nicolae al Ardealului, preasfințitul Bartolomeu al Trâmnicului. Acum, după, numai dacă am spus aceste nume, după prezentarea colegului, este clar în ce direcție s-au dus toate aceste prezentări. Ce au arătat ei, data Paștelui la 31 martie e valabilă științificește și canonicește, corespunde canonic. Da? Corespunde calendarului dreptat și e conformă și cu hotărârile sinodului de la Nicea, fiind așezată între 23 martie și 25 aprilie. Hotărârea. Paștele va fi prăznuit la 31 martie. S-a redactat apoi textul de respectare a vechii hotărâri de la 14 mai, prin care se stabilise Paștele la 31 martie. Textul a fost semnat de unanimitatea prelaților. Să știți că inclusiv această amenințare a existat la un moment dat în cadrul acestei ședințe, care, iată, a ajuns în presă, că doar de acolo avem aceste date, și anume că cei care nu sunt de acord și nu respectă decizia Sfântului Sinod, care până la urmă nu făcea altceva decât să fie întărită, asta făceau. Se respectă decizia din 14 mai 1928, când dea demisia. Bun. Da? Deci semnat textul de unanimitatea prelaților prezenți. Domnul ministru Aurel Vlad, evident, facultelor, care era prezent la cele discutate, a fost rugat să ia măsurile necesare pentru respectarea acestei hotărâri definitive.
trecut la etapa a treia. Am văzut, da, mișcările masurilor din 1928. Da, acum vorbim de proporții alarmante. În arena publicistică, deja discursul polarizat. Avem pe de o parte o cameră de presă a revistei Jocodose, da? Pe de altă parte avem publicațiile laice, da, de prestigiu. Consfătuirea ale membrilor Academiei Române, prelegerea ale eterogenelor asociații clericale sau grupuri parlamentare. Da, aici dar mai ales după asta membrilor. Ședința ale simplilor săteni. Deci, iată, dezbaterea ajungea până, da, la cuvindat toate nivelurile. Campania de la cuvântul. Ce face Naionescu? Colaborează cu, pe acest subiect cu membrii primului ASCR, da, Mircea Bucărescu, Sandu Tudor, Paul Stelian, George Racoveanu. Campania de la cuvântul. Articolele în Infor Crimic sunt completate chiar de cele ale directorului cotidian Mafișecaru, dar și de Atanas Singulor, Popescu, Cezar Petrescu, da, până și Tudor Aghezi, aici trebuie să fac o remarcă, și anume Tudor Aghezi nu a trimis textul celor de la Curentul pentru a-l publica. Nu, cei de la Curentul au luat acest articol din, el avea o revistă, Birete de Papagal, unde a făcut o recenzie astră textului pastorale care fusese da, publicat pe 6 februarie. După 6 februarie, să știți că, din nefericire, acea pastorală a atras și mai mulți cei care erau nehotărâți. Da? Uite cum a fost în adevărul. Din lumea intelectuală, laică, care până la urmă nu era atât de atentă la aceste detalii teologice, au fost revoltați, clătinați, așa, în credința lor, de anumite aspecte care au apărut în această pastorale, așa cum m-a spus și colegul meu, a fost redactată de Bartolomeu Stănescu. Ramificațiile dezbaterii în scena politică. Vasile Gordiș, fost ministru al Curtelor și Artelor în guvernul Arderescu, pledează în favoarea membrilor sinodului. Ei n-au dat cum altfel. Am explicat. Da, e aspru criticat de Nae Ionescu. Bun. Prim-ministru Iuliu Maniu se afla într-o situație extrem de dificilă. Chiar o misiune imposibilă. El săracul, gândiți-vă, era și greco-catolic. Partidul său iau decizia, cume, treburile bisericii, nu ne implicam. Aveau deja învățaseră, dacă vreți, din contra-exemplu pe care l-a dat Octavian Goga, care a intervenit autoritar, au închis bisericile, dar nu se mai petrec sărbătorile decât într-un anume fel. Sigur că lucrurile acestea au dus la scăderea prestigiului autorității bisericii. Da? Nu a refuzat să facă acest lucru. Nu. Biserica a luat o decizie, Sfântul Sinod, vom respecta ceea ce au spus. Bun, v-am pus aici nota bene, nu cred că mai este cazul să o citim, că deja a spus-o colegul meu, și anume faptul că și Naionescu și Nichifor Crainic speculau faptul că această controversă și ceea ce s-a întâmplat acum, mai precis o să vă spun ceea ce au scris acolo în ziare, păi un ministru Ionel Brătianu este acela care i-a dat lui Pimen o sarcină. Trece odată la calendarul îndreptat pe nou, ce-i făcut și cu data Paștelor, da? Nu a fost patriarhul, era plecat din țară și atunci s-au precipitat lucrurile și s-a luat această decizie negândită, pripită. Revocări și intervenții intra- și extra-ecleziale, intervenții intra-bisericești. O declarație senzațională a prelaților pasarabeni. 7 februarie. Da. Aici. Ce fac prelații pasarabeni? Cei trei chiriatri pasarabii, tu, Evisariul și Iusinian, atenție, nu recunosc semnăturile pe enciclica Sfântului Sinod.
cât de emoție! Considerând chestiunea schimbării Pascaliei, afirmă cei de literați, mai mult din punct de vedere bisericesc, liniștea obștească și mângâierea sufletească, și nu numai științific, în ședința din 24 ianuarie, atunci când s-a hotărât fixarea datei Paștelor definitiv la 31 martie, am făcut opinie separată, care a fost citită în ședință, și semnarea procesului verbal s-a făcut cu această mențiune. A doua zi am cerut ca în cartea pastorală să se amintească că se dă chiriachilor basarabeni îngăduirea de a face și admite clericilor să mângâie poporul Basarabiei pe ziua de 5 mai. Consecințele denunțării semnăturilor în fals pe cartea pastorală. 8 februarie 1929. Deci eu avem pe 7, nu se putea atunci convoca. A doua zi, tot sinodul era de față. De o zi pe alta, pentru că era foarte grav. Da. Ședința Sfântului Sinod, la orele 1 și 10 minute a sosit la Sfântul Sinod în altul a Sfințitul Patriarhul Recent, Miron Cristea. Așa e corect. Da. Nu știți prea fericitul. Da. Prea fericitul a fost de la Patriarhul Iustinian. Da. Până la el au fost înalți preasfințiți. Da. După un scurt schimb de cuvinte între înalți preasfințitul patriar și mitropolitul primen al Moldovei, cancelaria sinodului, înaltul patriar a intrat în sala de ședințe unde era așteptat de toți membrii Sfântului Sinod. Timp de 40 de minute s-au cercetat toate posibilitățile de a se găsi o formulă de păciuire. Care a fost soluția? Paștele va fi prăznuit de două ori. Paștele va fi sărbătorit oficial la 31 martie în toată țara. Acolo unde însă credincioșii vor cere să se îngăduie oficierea de servicii divine pentru prăznuirea Paștelor la data de 5 mai, să nu se facă nicio împotrivire, nici din partea clerului, nici din partea autorităților. E, sigur, următorul titlu, păi scrisoarea pastorală este aceea din 6. Da, care v-a spus la stămit, este anulată, da? La două zile, diferență, da? O zi, dacă să nu sunt pe ele. Sigur că urmează o nouă campanie de lămurire. Agitația cincimaiștilor e apropo. Apatitul, delegații de la turnul Măzurele Capitale. Deci, atenție, nu a fost doar o mișcare din Basarabia. Acum, dacă tot s-a creat posibilitatea, toți voiau să prăznuiască toți. Exagerăm, sigur, dar erau foarte, foarte mulți. O nouă adunare ortodoxă la Craiova, din eparhia Preasfințitului Neculae al Sibiului și așa mai departe. Situația în capitală. Doamnele române, trebuia să spun și despre doamne, constituite în asociația Patriarhul Minor, au hotărât ca paralel cu intensificarea propagandei pentru întoarcerea la ortodoxie, să adreseze arhiepiscopiei Bucureștilor un memoriu, cerând să se afecteze prăznuirii adevăratelor Paști, auziți adevăratelor Paști, câteva biserici din capitală, unde slujbele să se așeze pe data de 5 mai. 23 februarie, revocarea hotărârii Sfântului Sinod de la 8 februarie. De ce? Trebuie să înțelegem. Deja era scăpat de sub control acest fenomen. În toată țara, în România Mare, purgeau petiții. Toți voiau să se petreacă. Preoții erau puși într-o situație imposibilă. Dezlegarea din arena publicistică interbelică. Cerem intervenția guvernului. Naia Ionescu, care până atunci da, taxase drastic acest lucru, intervenția guvernului. Șeful bisericii basarabene declină răspunderea liniștii religioase în Basarabia. În al preasfințitul, în al preasfinția sa mitropolitul Gurie, s-a văzut silit să facă apel spre a atrage atenția asupra gravității consecințelor rătăciunii sinodale la cele mai înalte foruri în stat. Astfel, inițial ați văzut unde s-a dus acum, ia uite. În al preasfinția sa s-a prezentat ieri domnului Iuriu Maniu, președintele Consiliului, și apoi a alcătuit un memoriu pentru regență, în care își expune situația critică de șef al bisericii basarabene, neputându-se supune sinodului contra credinței și poporului pe care îl păstorește și neputându-și trăda credința și poporul de hatărul sinodului. Domnul doctor Lupu a prezentat cum a apărut domnul doctor Lupu, da?
fiul de preot care știa la Ionescu, așa a fost concluzia. Ce trebuie să facem? Intervenția guvernului. Cum? Păi aduce un politician care să ducă argumentele noastre în cameră. Deputatul de Fălciu e încredințat astăzi că hotărârile sinodalilor au aruncat țara într-o grozavă tulburare și că e imposibil ca Paștile să nu se prăsunească la 5 mai. Iar pentru obținerea unui rezultat, a hotărât să adreseze o interpelare guvernului și anume primului ministru și Ministerului de Interne pe tema datei Paștelor. Complicații. Atenție, când vorbesc de complicații, că deja eu sunt de etapa 5, vorbesc de repercusiuni în relațiile bisericii noastre cu celelalte biserici ortodoxe. Oficiosul sinodului polonez amenință cu ruperea relațiilor. Punctul de vedere al bisericii ortodoxe polon este că cele ce se petrec în România nu ne pot provoca decât îndoieli. Hotărârea prăzmirii Sfintelor Paști împotriva pascaliei ortodoxe se prezintă fără îndoială ca o măsură greșită, nespus de primejdioasă. Sfântul Munte al Atosului ne socotește eretici. Se rupt mănăstirile de patriarhia română. E, cine credeți că era autorul? Cu cine comunicau? Cu Sandu Tudor de la Curentul din 6 martie. Agitația se întinde în țară, ia forme decisive. Constituirea comitetelor de apărare a ortodoxiei. Tipărirea unui calendar pentru folosul credincioșilor, evident, da, se iudei. O întâmpinare către toate patriarhiile răsăritene. Deputații basarabeni se asociază la interpretarea domnului dr. Nicolae Lucu. Ei, și iată, mai apare și un amănunt senzațional. Un amănunt senzațional în această privință de care aflăm abia acum. Este existența unei pastorale corectată de propria mâna patriarhului în favoarea datei de 5 mai. V-am atras atenția că a existat o inconsecvență între cele două zile? Această pastorală în vederea sesiunii din ianuarie a fost dosită de sinod după hotărârea de la 24 ianuarie, fiind înlocuită cu pastorala de pomină a lui Bartolomeu Stănescu. Preasfințitului, 10 martie, audiența domnului dr. Lucu la regență. O lecție. Biserica greco-catolică. M-am atras atenția, da? Primul ministru greco-catolic. Cum au reacționat ei? Atenție, putea să fie și un alt diplomat, dar care punea o presiune și mai mare asupra Sfântului Sinod. Îndată ce Sinodul din București a hotărât la 24 ianuarie, ziua de 31 martie, ca data prăznuirii Sfintelor Paști, uniții s-au întrunit și au adoptat și ei această dată. Nesiguranța de atitudine a sinodalilor noștri i-a surprins. Iar când au început balansările, 31 martie, 5 mai, 31 martie și așa mai departe, Soborul Episcopilor Uniți a fost din nou convocat. Sigur că au existat și aici discuții. Și cu toate acestea, la ce concluzie au ajuns ei? Dar fiind că elementul național a fost întotdeauna îndreptat, atenție, ce concluzie, da, adică pentru noi într-o era, a fost întotdeauna îndreptare în viața bisericii greco-catolice, această biserică nu se simte definitiv legată de data de 31 martie, pe care de altfel au stabilit-o numai ca să fie la fel cu toți românii, și că sunt gata să renunțe la ea. Dacă biserica ortodoxă izbutește până la sfârșit, să se pună de acord asupra datei de 5 mai. Da. 14 martie. Ce ne credeți? Intervenția domnului profesor Iorga, Nicolae Iorga, la cameră. De ce? Prezintă scrisoarea unui episcop. I-a scris un episcop din vechiul regat. Nu mai puteam. Când am propus, spune el, în chestiunea dezbinării religioase să se atine unul din forurile superioare bisericești, propunerea mea nu a fost ținută în seamă, deși sunt convins că aceasta era propunerea cea mai bună. Ei bine, astăzi vă pot spune că un episcop, episcop din vechiul regat, împărtășește această părere. Și dă citire integrală, sigur eu aici nu o să vă dau decât un fragment. Mai presus, ce spunea episcopul? Mai presus de ambițiunile omenești și de autoritatea sinodului, este pacea în biserică pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul ca cea mai principală problemă înainte de a fi pus pe lemnul crucii. Țin să adaug acum două zile un alt episcop. Când alt arhiereu a venit în casa mea și a spus să nu ne oprim pe acest drum.
Nu se poate să se serveze în aceeași biserică Paștele la două date deosebite. Nu se poate rupe ecumenicitatea Bisericii Ortodoxe. Nu se poate lua o hotărâre până nu se va fi primit răspunsul de la celelalte biserici. Lumina neaprinsă de la mormântul Domnului de la Ierusalim nu se poate aprinde după ce vom fi servat noi Paștile. Iată ce a spus atunci acel episcop, da? Evident, vedem citat. 14 martie 1929, Consiliul de la Patriarhie. Ieri, data concurentă, a avut loc la Patriarhie un Consiliu restrâns, la care l-a luat în afară de Înaltul Sfințitul Miron, Părintele Nicolae Bălan, da, Părintele Nicolae Bălan, Episcopii Gherontie și Cosma. În cursul dezbaterilor însă, Grea Sfințitul Nicolae Bălan, care este capul insurecției, citat, 31 martie, scuzați-mă, și care a amenințat cu opunerea dealului, a trebuit să afle. Da, deci aceasta era amenințarea. Nicolae Bălan era un colos din punct de vedere al pregătirii teologice. Bineînțeles că el era un lider, era extrem de important. Iar episcopii din jurul său au susținut poziția sa. Dar ia uite că în această situație, cu ce s-a confruntat? Da? A trebuit să afle că episcopii ardeleni nu se prea solidarizează cu preasfinția sa și că, mai ales în urma hotărârii uniților de a prăzni Paștele odată cu toți românii, atitudinea recalcitrantă a mitropolitului de la Sibiu este cel puțin insolită. Da. 16 martie. Domnul profesor Nicolae Iorga merge în audiență la Părintele Patriarh. 21 martie. Convocarea Sfântului Sinod. Din bună sorginte, aflăm că astăzi se va decide de către Înaltul Sfințitul Patriarhul Miron, de acord cu domnul Iuliu Maniu, șeful guvernului, dacă sinodul va fi convocat din nou săptămâna aceasta, a fost convocat. E vorba să fie convocat joi 21 martie pentru a rediscuta chestiunea datei Paștilor. Intervențiile domnilor Nicolae Iorga, domnului dr. Lucu, pe lângă Înaltul Sfinția sa, Patriarhul Miron, ca și apelurile câtorva chiriari, se pare, la urmă, fără răsună. Era, hotărârea finală, prăzbirea Paștilor la 5. Limpezit, apucase deja să îi trimită, vi s-a spus deja, dacă cel mai vocal, cel care a ieșit foarte mult în arena publicistică, a fost Bartolomeu Stănescu, cel care a și redactat scrisoarea pastorală, o ultimă lămurire în privința datei Sfintelor Paști. Acum să știți că ea a fost împărțită de Ionescu, nu a dat cum să publice în ziarul său un studiu atât de amplu într-un singur număr și atunci a împărțit în trei în foileton, a publicat în trei numere scrisoarea pe care a studiul, o ultimă lămurire în privința datei Sfintelor Paști, iar răspunsul pe care l-a dat Da, Ionescu semnează de fiecare dată cuvântul, răspuns la simțitului Bartolomeu, el susține că apărarea patrimoniului bisericesc presupune conlucrarea pe pilă a clericilor cu mine. Aprilie 1929. Sub genericul Patriarhia Ecumenică împotriva Bisericii Române apar două interviuri realizate de Paul Stelian, cu și Paul Stelian și Mircea Bulcănescu, vă amintit colegul meu, aveau studii în Franța. Era vorba de studii de doctorat. Au luat contactul acolo cu acești teologi de amvergură ruși, care fugiseră din fața tăpălungului bolșevic și care au fondat, ei sunt și fondatori, vedeți, am notat aici, a Academiei Ruse de Teologie Ortodoxă din Paris. Astăzi cunoaștem Institutul Saint-Serge. Bun. Cartașe, Torovski. Nume. Da? Ei se pronunță cu privire la ceea ce s-a întâmplat, oricum, se revenise. Aici vorbim de lămuriri. Da? Post. 30 mai, comunicatul Sfântului Sinod. O seamă de articole lipsite de demnitate și de cuvință la adresa bisericii și a evanghelilor ei și Sfântul Sinod se vede nevoit să condamne acest abuz săvârșit în numele libertății de presă. Deci am vrut să subliniez acest aspect. Sigur că toată această tulburare a dus la o
scădere a autorității, poate a prestigiului Sfântului Sinod, a celor care a compus. Și atunci era nevoie de această ofensivă, de această luare de poziție. 21 iulie 1929, direcțiunea Sfântului Sinod a trimis tuturor ziarelor în cunoștințare, arătând că pentru anul ce vine Sfintele Paști se vor prăznui la 20 aprilie. Ce înseamnă asta? Adică pe vechiul calendar, în ecumenicitate, la oaltă, cu toți creștinii pravoslavnici. Temele scripturistice și patristice. Nu vă dau decât un citat aici. Paradoxul e sesizat de Nichifor Crainic. Ce spune el? Spune așa. Sandu Tudor, Mircea Brucănescu și Paul Sterian. Sunt tine publiciști cu pregătire profană. Se vede, vede în ei adânc ardoare creștină de a lămuri și apăra dreapta credință, cum? Cu scriptura în mână, cu patristica, cu carnoanele. Un semn de bucurie creștină, spune el. Trebuie să remarcăm un fenomen excepțional în legătură cu tulburătorul eveniment al noii pascalii sinodale. Discuția nu însuși fundamentul chestiunii pe care un grup de tineri publiciști au deschis-o în presă. N-ar fi nimic extraordinar dacă acești tineri publiciști ar fi teologi. Dintre ei însă nu e decât unul teolog, domnul Racoveanu. Ceilalți nu sunt teologi și acesta e faptul extraordinar. Domnul Mircea Brucănescu a făcut studii de filozofie, domnul Paul Sterian studii de drept și economie politică, domnul Sandu Tudor a fost ofițer de marină. Cu un talent strălucit și cu ardoare fără egal, tinerii aceștia se încumetă să discute chestiunea Sfintelor Paști în latura dogmatică, în latura canonică, în latura ecumenică și în latura științifică. Remarcabil e că acești distinși intelectuali cu pregătire științifică și filozofică resping categoric imixtiunea considerentelor științifice în sfera spiritualității religioase. Imixtiune care, în hotărârea Sfântului Sinod, s-a transformat în argument unic și determinant asupra elementelor de pură ortodoxie, neglijate și mai presus de toate remarcabil e stilul în care acești publiciști vorbesc despre lucrurile sfinte ale credinței și ale bisericii în termeni de infinită delicatețe sufletească și impunătoare ardoare evlavioasă. Polifonia strategiilor argumentative. Da? Ce înțelegem? Odată pentru totdeauna, până la urmă, în urma acestor dezbateri. Că pascalia nu este, n-a fost, nu va fi o problemă exclusiv științifică. Calculul astronomic, isimeria, ajustarea echinocțiului calendaristic de acel astronomic. Toate, da? Și este o problemă teologică. Care au fost aspectele teologice ale dezbaterii care au fost aduse în arena publicistică interbelică? Iată, vorbim și de riscuri. Nesocotirea canonelor legate de prăznuirea Sfintelor Paști. Da, vorbim de sinoadele de la Nicea, Antiohia. Pierderea simțului tradiției prin pătrunderea simțului laic în viața bisericească. Căderea în marcionism. Da, care e o eroare dogmatică și spirituală. Abandonarea continuității fundamentale, nu, față de tradiția Vechiului Testament. Schisma. Da? Ieșirea din cadrul Bisericii Ortodoxe Universale, slăbirea iradierii universale a Ortodoxiei, scăderea autorității și prestigiului Bisericii prin amestecul politicilor vremelnice, da, de partid, refacerea unității dogmatice, a confesiunilor istorice, nu se poate realiza în afara unei oneste, aprofundate dezbateri teologice între toate părțile implicate. Coincidența calendaristică nu poate atrage de la sine unificarea confesiunilor creștine. Vedem comuniunea dintre Biserica Greco-Catolică și Biserica Romano-Catolică. Cine poate să o nece? Dar ei nu celebrează, nu prăznuiesc Sfintele Paști la aceeași dată. Deci, iată, nu este acesta motivul unor eventuale separări. Nedumeriri. Ne-am permis să închei cu o nedumerire. Unitate în diversitate. Există acesta motul Uniunii Europene, l-auzim încă din 2000, prin care europenii, da, noi le punem unirea sub semnele păcii, prosperității, acceptând totodată să ne deschidem sufletul către culturile, tradițiile, limbile atât de eterogene ale continentului nostru. Ei, și atunci,
Permiteți-mi să întreb. Cum de menținerea prăzuirii Sfintelor Paști la date diferite a devenit un semn al orientării anti-europene? Nu mai spun și alte titluri. Vă mulțumesc! Vreau să facem niște concluzii, dar scurte. În primul rând vreau să felicit și să subliniez virtutea cea mare a răbdării auditorului, că a durat această conferință, ce este 4 ore ca sinodul. Ați ținut neapărat să fie o realitate. Da, vreau pentru auditoriu, și eu știu despre ce-i vorba, să dați niște răspunsuri care s-au ascuns în această amploare literară, pentru că se vede că nu e teologică, în amploare literară această dezbatere. Și iată, până la urmă s-a prăzuit Paștele în 1928 sau 29, la altă dată? Nu. Doar în 1924. Când mi-aducea cineva mie argument că s-a prăznuit și în 1024. Dar cum s-a prăznuit? Fără lumină. Atunci nu erau mijloacele de transportare a luminii pe, la Ierusalim și sigur că au putut să se rătăcească, erau izolați. Sigur, problema aceasta, dar trebuie atent făcută, cunoscut această conferință, că dăm sămânță de discuție tuturor celor care acum abia așteaptă să fie cărcotași, să discute despre aceasta. Să fiți foarte atenți, să nu fiți promotorii unor discuții sterile, referitoare la discuțiile care au fost, că unii au mai reluat. Sigur, trebuie să fim foarte atenți. Prin urmare, în perioada interverică au fost discuții care s-au epuizat, au provocat niște frământări. Și datorită faptului că Patriarhul era ocupat cu niște treburi lumești. Sigur. Trebuie politica să stea neutră față de biserică sau biserică față de politică. Biserica trebuie să fie neutră față de politică, pentru că politica este cea care aduce de multe ori prin emisiunea sa în treburile bisericii, poate aduce tulburare, ca și în cazul acesta. Mie mi-a spus un bătrân, care nu știa multă carte, dar citea toate cărțile. Eu eram copil la seminar și era vecin peste apă, peste Bistrița. Și plăcea să discute cu mine. Știu, eu citesc Biblia, că stau în munte, stau singur. Și Biblia îmi place cel mai mult. Nu știu să o interpretez, dar eu îți spun ce am înțeles din Apocalipsă. Desfrânata cea mare din Apocalipsă nu e alta decât politica. Am reținut și mi se pare că are dreptate. Asta e concluzia teologică a unui bătrân care știa doar să citească, mai mult nu știa. Dar căuta să dea și interpretări. Sigur că nu se poate fără politică. Politică o avem din Vechiul Testament. Dumnezeu a așezat pe Moise, conducătorul politic al poporului evreu, și pe Aaron, conducătorul religios. Deci nu putem fi în afara politicii, dar nu trebuie să existe un amestec, ci doar un dialog între politică și reprezentanții bisericii. M-ați speriat la un moment dat, când spuneați multe, în sfârșit concluziile sunt liniștitoare, dar dezbaterile au fost atât de furtunoase și atât de colorate și pline de valuri care produceau îngrijorări. Sigur, s-a propus, dar nu s-a și dispus schimbarea Paștelui. Paștele a rămas pe Pascalia veche, da. Pentru că aceasta e Pascalia
celorlalte biserici ortodoxe. Nu se pot sărbători Paștele de două ori, cum s-au propus acele aberații, dar Dumnezeu aici se vede că Dumnezeu conduce biserica și nu oamenii. Că n-a îngăduit Dumnezeu să se schimbe Pascalia, pentru că acest calendar este un ceas. Într-adevăr, nu este o dogmă. Este un ceas. Dar știința aparține lui Dumnezeu. De aceea s-a luat ca reper echinocțiul. Și dacă a rămas în urmă, sigur, îl punem la loc. Punem data echinocțiului, cum a fost atunci la sinodul de Întâi Ecumenic la 325, echinocțiul de 21 la 21 martie, căduse atunci cu 3 zile, da. Că data echinocțiului, cum au spus astronomii din Alexandra, trebuie să fie 21. Și s-a statornicit că aceasta e data. Dar cei de atunci au pus o îndreptare echinocțiului, dar nu și-au luat măsurile strategice ca să nu mai rămână în urmă anul, să se mute echinocțiul în virtutea inerției. Și de aceea, iată, calendarul iulian a fost îndreptat în Biserica Ortodoxă la 1923 doar pentru sărbătorile din afara Paștelor, dar Paștele, pentru că n-au putut să îndrepteze toate bisericile calendarul, a rămas pe calendarul neîndreptat, nu calendarul schimbat, cum v-am atras atenția, că nu este schimbat, îndreptat. Îmi pare bine că am stat aici, mi-ați spus și mie răbdare la încercare, că aveam multe de făcut, dar bine că am stat să lămurim și pentru cei ce sunt aici, pentru cei ce vor mai lua cunoștință de această temă interbelică pe care ați adus-o ca să mai produceți puțină frământare, nu zic tulburare. O lămurire. Lămurire, bine. Deci dacă cei de atunci întâi s-au tulburat, s-au frământat, până la urmă s-au lămurit. Să nu-i mai tulburăm și să-i frământăm pe cei de acum, că nu se știe dacă se mai lămuresc. Pentru că acum problemele sunt mult mai incitante. De aceea să avem grijă cum va penetra acest studiu sau concluziile acestui studiu. Nu e același context. Sigur, nu e același context. Nu sunt foarte atenți. Îmi pare bine că au fost aici profesori de teologie care pot să vegheze mai departe. Sigur, îndreptarul bisericii noastre, biserica noastră este ortodoxă și rămâne ortodoxă până la sfârșit, dar cu așteptarea celorlalți să vină la ortodoxie, că rugăciunea arhierească a Mântuitorului, aceasta, de fapt, subliniază ca toți să fim una și trebuie să fim una și nu va fi sfârșitul lumii acesteia, sfârșitul veacului, până nu vin, vom fi toți una, astfel încât ortodoxia îi așteaptă pe cei ieșiți din matcă să se întoarcă la matcă și să sublină încheiat acolo, aici în final, ați subliniat care e deviza Europei. Este luată de la mișcarea ecumenică. Unitate în diversitate. Deci sunt plagiatori. Politicienii de la Uniunea Europeană au plagiat mișcarea ecumenică. Unde a apărut mișcarea ecumenică, unde e sămânța dorinței de unitate? La protestanți, cu conferința din 1910. Acolo este începutul mișcării ecumenice. Au simțit golul și vor să se umple din nou, că ei sunt goi. De aceea au chemat toate bisericile la un dialog. Trebuie să fim foarte clari cum explicăm acești termeni, că să nu-i zmintim pe cei ce încă ei știu să se roage, dar nu știu să teologisească. Și dacă îi zmintim, să despart de noi, ca stiliștii. Că stiliștii au înțeles că se schimbă calendarul. Nu se schimbă, se îndreptează. De aceea, stiliștii nu s-au aprobați
pentru că țin pe vechi de nicio biserică pe vechi și mai ales de bisericile centrale, Patriarhia Ierusalimului, de Sfântul Munte. Am fost martor, am fost la sărbătoarea Bobotezii, la care au venit și stiliștii din România. N-au putut să intre să slujească. Chiar dacă Patriarhia Ierusalimului este pe vechi, este pe vechi, dar a primit pe slujitorii pe nou din biserica românească, pentru că suntem în comuniune. Ei nu sunt împotriva calendarului, dar n-au găsit momentul îndreptării. Și calendarul, dacă se ține cu celelalte sărbători, să zicem, nașterea, care este un reper, dacă se țin după calendarul neîndreptat, nu au nici o greșeală, pentru că sunt multe, mai mult țin calendarul neîndreptat decât calendarul îndreptat. Trebuie să vorbim și de Rusia, chiar dacă e interzis, acum nu e interzis. Rusia e cea mai mare biserică în momentul actual. Are mai mulți creștini decât cealaltă parte a ortodoxiei. Și atunci, dacă ei sunt pe calendarul neîndreptat, mai mulți sunt pe calendarul neîndreptat decât pe calendarul îndreptat, plus patriarhiile istorice, plus Sfântul Munte. Bine că a fost și această provocare, că a fost o provocare, că nu era ușor să vă ascult cu atâtea cuvinte întortocheate și mai mult de literatură decât de teologie. Pentru că aceasta e formația dumneavoastră. Cei care au dat amploare în Al Preasfinția voastră au fost intelectualii, interbelici. Ei vin cu cuvinte sofisticate și răstălmăcesc și răstoarnă... N-au prea dat amploare. Au crezut că dau prinția. Iată, Nicolae Iorga a fost cel mai înțelept. Ce cuvinte frumoase a spus, da. Cuvinte de teolog. Pentru că știința te face stăpân pe cuvintele pe care le scoți. De asemenea, teologii aceștia, laici, au fost de asemenea și sunt vestiți pentru teologia lor, chiar dacă au fost laici, dar erau teologi în adevărat sens al cuvântului. Sigur, e frumos studiu, dar atenție să rămânem cu teologia ortodoxă în prim plan, celelalte sunt pentru studiu și pentru comparație, să nu avem în vedere când ne închinăm decât ortodoxia curată, altfel ne rătăcim și ne pierdem. De ce a scris biserica, are una din porunci? Să nu citiți cărțile ereticești. Teologii citesc, spune ei că sunt stăpâni. Intră subconștient și te tulbură. De asta este o poruncă a bisericii, să nu citim cărțile ereticești. Atenție! Sperăm să se împuțineze timpul când vor veni schismaticii și ereticii la ortodoxie. Pentru asta să ne rugăm, cum ne rugăm în Ectenia Mare, pentru unirea tuturor bisericilor, nu utilitatea, că și termenul a produs mare încălceală. Vrem să folosim termeni literari neapărat în liturgică. Nu se potrivesc întotdeauna. Au adus la unii sminteală. A venit un creștin. Ce cu cuvântul ăsta? Era zelos. Până acum nu l-am auzit. Nici nu vreau să-l mai aud. Ce poți să-i spui? Dacă omul s-a tulburat. Cum să zici unitate dacă îl tulbură? Și adevărul că e unire, nu e unitate. Au dreptate oamenii simpli să ne corecteze, sigur. Da. Vă mulțumesc de răbdare. Nota 10 la răbdare, pentru toți cei prezenți. Dar să o aveți, nu numai ascultând pe alții, ci și lucrând virtutea răbdării în toate împrejurările vieții. Mulțumesc! Eu mă așteptam să am decorectat astăzi și credeam că o țineți așa pe păreri și pe... Nu știam unde ajunge. Am stat în cercetare, ați aterizat bine. Bine că a fost aterizarea
neforțat. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, ca fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne preasfinte Părinte binecuvântat. Într-o rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumesc părinților profesori că ați avut răbdare și m-a prins bine și tuturor.